Vă spun din nou, bine ați venit, dragi prieteni! Ne aflăm în această seară la acest eveniment organizat de Clubul Marile Cărți în inima Bucureștiului, la kilometrul zero, bucurându-ne împreună de roadele unor minți luminate care oferă culoare peisajului cultural bucureștean și nu numai. Numele meu este Neemia Faur și am deosebita bucurie să fiu gazda dumneavoastră din această seară. Aș dori să îmi permiteți, în numele organizatorilor, Clubul Marile Cărți, să mulțumesc sponsorilor noștri, doamnei Mina Bauer și doamnei Daniela Ion, domnului Daniel Jolța, de asemenea Centrului Metropolitan de Educație și Cultură Ioan Dales. Mulțumim și atelierului Lignum, reprezentat aici de domnul Daniel Jolța, și de asemenea Prodocens Media, prin care este posibilă înregistrarea audio-video acestui eveniment. De asemenea, dorim să vă mulțumim și vouă pentru prezență. Pot spune că ne așteaptă o seară cu totul specială. Avem marea bucurie ca în cadrul acestui eveniment să lansăm nu unul, ci două volume. Eros, Logos și Agape, scrisă de domnul Mihail Neamțu, unde Erosul răstignit se transformă într-un Agape pe crucea Golgotei, și a doua lansare, Procesul lui Iisus, scrisă de doamna Lavinia Tech, în care gândurile sunt îndreptate spre cel mai nedrept și controversat proces juridic din istoria colectivității umane. De asemenea, Clubul Marile Cărți, câteva cuvinte despre organizatori, a luat naștere din dorința de a ne reîntoarce la canonul marilor texte care stau la baza civilizației noastre. Această comunitate este una a oamenilor pasionați de creștere spirituală, creștere intelectuală, chiar profesională, fiind într-un permanent dialog între tradiție și modernitate. De asemenea, Clubul Marilor Cărți, poate spre surprinderea noastră, oferă și cărți. Nu ar trebui să ne surprindă acest lucru. Cumpărând această carte, Eros, Logos și Agape, împreună cu cartea doamnei Lavinia Tech, Procesul lui Iisus, veți primi o a treia carte gratuit, cadou, la alegere. Nu este doar aceasta exilată în România. La final puteți să vă duceți la stand și cumpărând două, să vă alegeți o a treia carte. De asemenea, pentru dumneavoastră avem un cadou redus cu 50%. Puteți achiziționa la stand masterclass-ul de leadership și public speaking la prețul de 199 de lei, redus de la 400 de lei. Cursul constă în 500 de minute cu domnul Mihail Neamțu, prin care veți primi mai mult curaj, mai multă claritate, mai multă putere de convingere. Suntem onorați să îi avem între noi pe distinșii noștri invitați care ne vor oferi, pot spune, bucuria unei meditații atât teologice cât și juridice îndrăznețe acestui eveniment important din viața Fiului lui Dumnezeu. Înainte de a invita pe scenă, permiteți-mi să vă prezint câteva repere biografice ale invitaților noștri. Conferențiar, universitar, doctor al Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, doamna avocat și autor, Lavinia Tech, predă drept civil, dreptul european al afacerilor și drept societar. De asemenea, următorul nostru invitat, membru fondator al Țuca Zbârcea și Asociații, fiind avocat coordonator al societății, domnul Florentin Țuca are o experiență profesională de peste 30 de ani în domeniu. În calitate de consultant, expert, a fost implicat în procese de elaborare a unor proiecte legislative în diverse domenii și deține o bogată activitate de reprezentare în proceduri de arbitraj atât intern cât și internațional. Și nu în ultimul rând, moderatorul dialogului din această seară, scriitorul Mihail Neamțu, este dublu licențiat în filozofie și teologie al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, doctor al Universității King's College din Londra, este fondator al Clubului Marile Cărți, dar și autor al mai mult de 15 volume.
Vocea cetății, scriitorul Mihail Neamțu, este un intelectual neliniștit care trece cu neverosimilă ușurință din spațiul bibliotecii în câmpul de luptă culturală, politică sau apologetică. În aplauzele dumneavoastră, doamnelor și domnilor, iată-i pe invitații noștri, doamna Lavinia Tec, domnul Florentin Țuca și domnul Mihail Neamțu. Bună seara tuturor, mulțumim pentru prezență, mulțumim pentru această călduroasă introducere. I-am spus lui Neemia să nu mă laude, fiindcă o fac mai bine decât el, dar cei tineri vor să învețe. Bună seara tuturor, suntem foarte, foarte bucuroși, pentru că Bunul Dumnezeu a rânduit să putem fi noi, cei trei, aici, prieteni vechi, împreună. Deci întâi de toate suntem egoiști și ne bucurăm unul de altul și o să vedeți asta. Sunt niște spirite și niște minți care se cunosc și se recunosc în acest curaj al afirmării adevărului. Sunt bucuros să salut un public bucureștean, începem să vă cunoaștem și să vă descoperim. Într-adevăr, Clubul Marile Cărți este un proiect de apostolat cultural care, în general, este orientat către țară, către provincie, dar iată și capitala merită atenția noastră și suntem la un început și de aceea vă mulțumim pentru prezență într-o zi specială. Practic e Paștele pentru catolici și pentru noi, Duminica Floriilor. Vreau să spun foarte limpede de la început ce vom face. În această seară vom scrie o filă. Fiecare dintre noastră poate să pună mâna pe o carte și va descoperi că orice scriitor, oricât de talentat, nu poate scrie ultima filă a cărții. Fie că e vorba despre Biblie, fie că e vorba despre procesul lui Iisus, fie că e vorba despre acest volum, Adevărul în căutare de minister, semnat de Florentin Țuca, toți, absolut toți, suntem provocați atunci când citim o carte să adăugăm ceva de la noi și să spunem cum această carte pe care am citit-o, și în această seară vom citi Biblia, ne scrie pe noi înșine. Și dacă îmi îngăduie distinșii mei invitați în această seară, aș vrea să introduc foarte rapid contextul. Tot ceea ce spunem se bazează până la urmă pe un adevăr revelat. Unii îl contestă în natura sa revelată, alții îl acceptă în natura sa istorică. Însă cert este că e o narațiune pe care mii de ani oamenii de pe cele cinci continente ale Pământului au crezut-o ca atare, au îmbrățișat-o și au interiorizat-o. Este o narațiune care însă, așa cum am încercat în volumul scris cu Adrian Papahagi să spun, începe evident în Cartea Genezei. Și foarte rapid, și apoi intrăm în discuția noastră, Florentin Țuca și Lavinia Tec, inclusiv în discuția despre cartea ta, Lavinia, narațiunea începe cu un proiect incredibil. Proiectul creatorului de a construi o relație cu cea mai aleasă făptură care este omul. Nimic nu este desăvârșit până când Adam nu apare, nu-i așa, într-o grădină, care sigur că este de fapt o imagine simbolică, poate a perfecțiunii, în orice caz este o imagine mitologică, ar spune unii, care ne transmite ideea de desăvârșire, de rai, de împărăție. În această lume creată de Dumnezeu, ceva se întâmplă, tulburător, neliniștitor, și subiectul ăsta i-a provocat în primul rând pe gnostici, o să ajungem poate și la ei cândva, Ioan Petruculianu s-a ocupat cel mai bine de această tradiție gnostică, șarpele, în această grădină, tulbură apele. Există o armonie, există un consens, există o relație, care la un moment dat este întreruptă de această suspiciune, de această bănuială că Dumnezeu n-a făcut chiar bine tot ceea ce a făcut și că ar trebui totuși ca și omul să guste din pomul acesta al cunoașterii binelui și răului. De fapt, omul îl cunoștea pe Dumnezeu, deci cunoștea binele. Gustând din acest măr, din acest fruct, se spune că dacă erau chinezi ar fi mâncat șarpele, nu mărul, și am fi scăpat de foarte multe probleme, dar uite că Adam și Eva n-au fost chinezi, au gustat până la urmă din fruct, poate că era un smochin. E bine, luând acest fruct, ei au cunoscut mortalitatea. Și are loc o experiență, eu aș spune, psihologică și ontologică, a unei prăbușiri, a unei dizarmonii. Noi înșine am simțit asta în viața noastră, n-am mai fost în armonie cu noi înșine, cu Creatorul. Și din clipa aceea Dumnezeu trimite tot soiul de figuri, personaje, eroi, îl trimite pe Noe,
care își construiește o arcă. Aici avem un minunat sculptor tâmplar care știe mai multe despre lucrarea lemnului. Și restaurează într-un fel proiectul acesta civilizațional, dar doar până la un punct, fiindcă și el cade într-un păcat, devine alcoolic. Apoi Dumnezeu îl trimite pe Avram și îl scoate din Urul Caldei, dintr-un pământ al politeismului și îi promite o relație unică și o moștenire specială. Avram, la 65 de ani, cam așa se întâmplă să fie arătat el când a auzit acest mesaj, îl crede pe Dumnezeu atât de mult încât pune în discuție chiar și relația cu fiul Isaac. Merge în tărâmul făgăduit, dă naștere unui proiect care înseamnă alcătuirea unui popor ales între toate celelalte popoare, care însă și el, din păcate, se prăbușește moral. Motiv pentru care e nevoie de un alt trimis, de Moise, care vine cu decalogul. Decalogul fiind totuși codul moral al civilizației noastre. Și sigur, Moise, ca lider spiritual, îi plimbă pe acești evrei înspre, iarăși, pământul făgăduinței, trecându-i printr-un deșert, ei murmurând împotriva lui Dumnezeu, pentru ca, odată ajunși acolo, evreii să-și dorească ceea ce toate celelalte neamuri aveau, o structură politică, o ierarhie, o stabilitate, ceea ce se întâmplă odată cu David, cel care unifică cele 12 triburi. Cele 12 triburi sunt puse sub sceptrul acesta al unui lider vizionar, care este și uns de către un profet, Samuel. Și David are acest gând mai mult de a construi o catedrală a mântuirii neamului, adică templul. Nu se întâmplă asta sub ochii săi, pentru că Solomon trebuie să facă ceea ce el nu a reușit. Avem și arhitecți în sală și salutăm cu drag. Solomon face templu. Și prezența Duhului sau prezența gloriei sau prezența slavei lui Dumnezeu în templu e semnul acestui legământ special. La un moment dat însă regii lui Israel păcătuiesc. Se îndepărtează de la promisiune și intră iarăși într-o relație cu idolii și într-un fel sau altul dezamăgesc. Ce face Dumnezeu? Trimite profeții. Și începe o corecție. Ieremia, Isaia, toți ceilalți caută să îndrepte acest popor. Și lucrul pare extrem de dificil. Până în clipa în care, la plinirea vremii, ni se spune în Scriptură, pe vremea când Octavian Augustus domina întreaga lume cu viziunea sa de Pontifex Maximus în Roma, o fecioară, Maria, împreună cu logodnicul Iosif, parcurg acest drum spre marginea Imperiului. Și nu departe de Ierusalim, în Betlehem, pruncul se naște, iar, foarte interesant, reprezentanții culturii orientale, magii persani, vin și duc aur, smirnă și tămâie, inclusiv simbolul regalității. Hristos se naște și transformă, într-un fel sau altul, mai întâi Galileea și apoi tot peisajul religios și spiritual al iudei. Până într-un punct. Când cei care îl văd pe Hristos curățind viața celor din jurul său și mai ales templul pe care Solomon a vrut să-l zidească și a reușit să o facă, este contestat chiar de către liderii religioși. El intră, cum ar veni astăzi, în Duminica Floriilor în Ierusalim, în cetatea lui David, este proclamat ca urmaș al lui David și recunoscut ca un Mesia care poate fi eliberator și luptător. Dar el spune, împărăția mea nu este din lumea aceasta, și dezamăgește aproape pe toți. Cei care se pregândeau pentru un Armagedon, pentru o confruntare militară cu romanii, sunt descumpăniți. Cum? Tu ne-ai promis eliberarea, mântuirea, Hoșia Nan, salvează-ne pe noi acum, tu ești de fapt un laș. Probabil s-a gândit în primul rând Iuda Iscarioteanu. Iuda începe să discute cu membrii Sinedriului încă de marți. Hristos este duminică spre luni, luni spre marți, marți spre miercuri, în casa celor două surori, Maria și Marta, împreună cu Lazar pe care l-a înviat din morți. El este în Betania, cine a văzut Țara Sfântă știe, la 3 km de Ierusalim. Supărat pentru că îi se pregătește, evident, această moarte, întristat pentru cele care se produc în jurul său, Hristos caută să se pregătească spiritual pentru această agonie care, de fapt, începe în ziua de miercuri. Miercuri, Iuda a bătut palma deja cu Sinedriu. A acceptat Iuda să le arate acestor reprezentanți ai puterii religioase unde anume
are obiceiul învățătorul să se ascundă, să se roage, anume în grădina Ghețimanii, pe muntele Măslinilor. Și joi, am intrat deja în inima acestui proiect de analiză a procesului lui Iisus, joi, Hristos se duce la Ioan, se duce și la Petru și spune, pregătiți-mi Paștele. Ce era Paștele? Era sărbătoarea care marca eliberarea evreilor de sub ocupația egipteană, trecerea lor prin Marea Roșie, era marea trecere, de fapt, de la idolatrie spre credință și de la moarte spre viață. Pregătiți-mi Paștele, este ora 6 deja, și cei 12 se strâng. Hristos știe că urmează să fie trădat de către Iuda și respectă libertatea până la capăt. Nu-l oprește cu nimic. Și spune chiar la un moment dat, fă ceea ce vrei să faci cât mai repede. Iuda se retrage, pleacă de la masă ca să se tocmească cu acești reprezentanți ai Sinedriului care erau organiți de conducere religioasă a poporului, 71 de bărbați. Deci suntem în inima acestei drame personale a lui Iisus Hristos, care într-un fel este și drama noastră, cu toții am suferit o trădare, cel puțin una, cu toții am văzut prietenii destrămate, cu toții, doamnelor și domnilor, am văzut legăminte dezonorate. Și ceea ce este uimitor, și asta vom descoperi în această seară, este că Hristos trebuie să treacă prin două procese. Odată, o confruntare cu cei care erau exegeți ai Vechiului Testament, specialiști în hermeneutică, în interpretarea textului sacru, care ar fi trebuit să știe cum arată Mesia, pe de-o parte, și aceștia îl vor condamna, și apoi confruntarea cu, evident, autoritatea romană. În această seară avem doi experți în materie de drept. De aceea veți auzi opinii competente, evident, despre vicii de procedură, despre erori de judecată. Însă înainte de a le da cuvântul acestor distinși invitați, vreau doar să spun că această seară este și o seară în care vom discuta despre procesul continuu al lui Iisus, despre modul în care Hristos, într-un fel sau altul, este răstignit până la sfârșitul zilelor, ar fi spus Pascal, iar noi în acest timp dormim. La ora la care noi vorbim, în lumea întreagă, creștinismul rămâne cea mai persecutată religie, atât în Africa, cât și în Asia, în China de pildă, cât și poate în lumea așa zis liberă, despre care încă o dată Florentin Țuc a scris o carte excepțională, vă recomandăm. Așa că aș începe cu Florentin, dacă îmi permiți, pentru că el are această frământare. Cum ai acceptat și de ce ai acceptat această discuție despre procesul lui Iisus și cum vezi tu actualizarea acestei discuții în contemporaneitate? Mulțumesc foarte mult. Am acceptat înainte de orice ca să fiu foarte cinstit pentru că m-ai invitat tu. Din prietenie pentru tine, din prețuire pentru tine și din convingerea că ești o voce extrem de competentă care să analizeze subiectul pus pe masă astăzi. În al doilea rând, pentru că mi-e foarte drag să intru în dialog cu oamenii, chiar dacă nu sunt eu competent și n-am studii teologice și o spun din capul locului că nici nu pretind că aș avea vreo cunoaștere și aș fi vreun exeget în domeniu. În al treilea rând, mă așteptam și spuneam și la vinii, cred că raportul este cumva greșit. În loc de doi juriști și un teolog, ar fi fost cumva mai firesc să fie doi teologi și un jurist, pentru că până la urmă, dragă Mihai, așa cum îți spuneam în mod direct, eu cred că abordarea strict juridică a procesului Iisus Mântuitorul este, ar trebui plasată într-o notă de subsol. Viciile de procedură de care tu pomeneai și detaliile procedurale ale judecății și condamnării lui Iisus sunt, cred, sau ar trebui să fie duse undeva într-un plan secund sau terțiar, pentru că ceea ce contează este perspectiva mult mai înaltă decât cea strâmtă juridică și însuși faptul că Iisus Mântuitor știa de existența procesului și a viitoarei acuzări, știa de trădare și de faptul că va fi condamnat și chinuit și
crucificat, trimite această discuție despre orice detalii procedurale într-o zonă, nu i-aș zice derizorie, ci, dar, repet, secund. Lavinia? Da. Mulțumesc pentru invitație. Vă salut pe toți. Ce aș putea să spun despre procesul lui Hristos? Perspectiva juridică ar trebui să știe publicul. Faptul că juriștii sunt preocupați fie de viciile de procedură, fie să stabilească dacă pe fond a fost o soluție corectă, a fost un proces corect. Aceasta este căutarea juriștilor. Însă, dincolo de toate acestea, cred că procesul sau tabloul procesului lui Hristos, cu toate imaginile auditive, vizuale, cu tot zbuciumul, cu toată durerea, cu toată suferința, ne arată că niciodată omul nu poate să-i facă dreptate lui Dumnezeu. De aceea, probabil că discuția juridică, spune bine Florentina, ar trebui să fie în plan secund și nu în primul plan. Există și o discuție filozofică, capacitatea omului de a recunoaște adevărul. Tu ai scris o carte, Adevărul în căutare de minister. Se pare că în ultima vreme avem această tendință de a reglementa adevărul, de a spune cumva cu vocea guvernului eventual ce e bine, ce e rău. Și mărturisesc că această direcție pe care o sesizez ca și tine în societatea contemporană, o văd și în Evanghelii, acolo unde poporul la un moment dat manipulat, fiindcă aici vreau să ajungem, poporul manipulat, este dornic să asculte mai degrabă de mai marii săi, fie cei religioși, fie cei seculari, și dacă li se arată cu degetul spre o victimă, spre un țap ispășitor, de multe ori poporul e dispus să arunce cu piatra înspre acest țap ispășitor care se întâmplă în cazul nostru să fie chiar Iisus Hristos. De ce crezi tu, Florentin, că noi suntem echipați destul de prost ca și oameni pentru a depista adevărul? E nevoie de un efort ca să vezi adevărul? Probabil că de toate e nevoie de curaj și e nevoie de o anumită verticalitate și un efort de gândire critică. Da, cred că sunt mai... Și în ceea ce mă privește, într-adevăr, cum spuneai, am fost foarte preocupat de felul în care în ultima vreme adevărul începe să fie tot mai mult dictat de foruri administrative care n-au nicio treabă cu adevărul în fapt. Revin puțin, însă m-a provocat o zicere a Laviniei care spune că dintr-o perspectivă juridică noi ar trebui să, sau am putea fi provocați să spunem dacă a fost sau nu corect derulat procesul. Eu cred că aici stă esența întregii dezbateri. Oricât de paradoxal și oricât de dur ar suna, da, a fost corect. Pentru că nu asta e perspectiva strict lumească a abordării. Da, dintr-o perspectivă juridică, au fost încălcate o grămadă de reguli, o să revenim asupra lor, Lavinia le știe mai bine, probabil a și scris despre asta, procedurile au fost încălcate, prezumția de nevinovăție încălcată și ea, însă într-acolo trebuia să se ducă lucrurile. Până la urmă, noi nu trebuie să uităm faptul că Iisus însuși știa că El va fi condamnat și judecat, condamnat și crucificat într-un înalt, foarte înalt, cel mai înalt scop posibil, mântuirea noastră. Și dacă avem în vedere acest înalt, cel mai înalt scop posibil, atunci orice discuție despre articolul X coroborat cu articolul Y devine nerelevant. Lavinia, poate că e așa, însă e important de partea cui ești într-o teodramă. Nu-i tot una să fii cu Nicodim sau cu Iosif din Arimatea sau să fii dimpotrivă cu Iuda și cu Ana și cu Caiafa. Hai să intrăm puțin în discuția tehnică, un pic istorică,
Sinedriul, compus din, repet, bătrânii aceștia care dictau, într-un fel, direcția politică, religioasă în Israel. Acest Sinedriu era condus de către Caiafa, care era ginerele lui Ana. Cred că pronunț bine, nu știu ebraică, dar cred că spun bine. Nu Ana, nu Ana, zorile se varsă, nimic din toate aceste trivialități nu trebuie să ne consume în această seară. Ana era, de fapt, un bătrân care nu mai era în exercițiul său de mare preot, a pasat, pentru că nepotismul era și atunci în floare, a pasat ginerului responsabilitatea și Caiafa îl preia pe Hristos. De fapt, Caiafa trimite iscoadele, trimite acești soldați și mituiește. Nu? Mita și atunci era destul de ușor accesibilă pentru cei în autoritate. Spune-ne câte ceva despre acest peisaj juridic. Înainte de a spune ceva despre personajele implicate în completele de judecată, să le spunem completele de judecată, ar trebui spus că avem de-a face cu Ierusalim, un stat templu și un sistem în care conducătorii erau acest sinedriu, da? Conducerea religioasă a evreilor, cei care au impus tot felul de coduri, codul purității, codul datoriei, codul onoarei și rușinii. Sigur, ei erau, de fapt, cei care cereau tuturor evreilor să respecte tradiția, să respecte datina. Erau proprietarii templului. Acolo, la templu, erau deținute cabine de sacrificiu, pentru că legea mozaică cerea pentru spălarea păcatelor sau pentru iertare sacrificii ale animalelor. De asemenea, pentru curățirea oamenilor se plăteau taxe tot la templu, adică taxele erau plătite membrilor sinedriului pentru accesul la acele bazine cu apă în care erau curățiți oamenii. Ei, gândiți-vă că în acel moment contextul social era următorul: 80% din populație era clasa săracă, clasa de jos, care, culmea, trebuia să plătească taxe pentru a avea acces la Dumnezeu. Iar Iisus Hristos provenea din această clasă de jos. Atunci când Iisus Hristos a venit la templu și s-a mâniat, s-a înfuriat și a strigat: cum se poate vinde, cum se poate face comerț în casa tatălui, deja devine un pericol pentru sistem. El este omul antisistem. Apoi când la el vine cu câteva zile înainte de a fi judecat o femeie prinsă în adulter, atenție, adusă de farisei, la un moment dat adresează următoarea întrebare: cine este fără de păcat să arunce piatra? Primul piatra. Lapidarea era pedeapsa pentru adulter, să arunce primul cu piatra. Rând pe rând, niciunul nu aruncă piatra, pleacă și Iisus îi spune: unde sunt părâșii tăi, spune femeia, unde sunt acuzatorii tăi? Păi nu mai sunt, Doamne, nici eu nu te condamn, pleacă să nu mai păcătuiești. Cum e posibil ca un om să vină să spună altora că păcatele sunt iertate fără să plătești taxe la templu? Cum e posibil să-ți fie iertate păcatele, să ai acces la Dumnezeu fără formă și formalism? Din nou, un pericol pentru sistem. În momentul în care are loc sărbătoarea corturilor, o mare mulțime de oameni se convertește. Și atunci Caiafa își pune problema: ce facem că atât de mulți oameni se convertesc la învățătura acestui om? Îi pierdem. Pierdem cotizanții, pierdem profitul de la templu. E posibil să și pus problema că pierd și autoritatea. Și atunci, deja Sinedriu avea rapoartele despre lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos, care a început, culmea, a început după moartea lui Ioan Botezătorul. Și toate aceste rapoarte au fost pe masa lui Caiafa. Caiafa a fost cel care a luat decizia la un moment dat să ceară întrunirea Sinedriului, o întrunire informală, de fapt au avut loc mai multe întâlniri informale,
în care el a decis deja ca Iisus să fie prins, arestat, executat, și unul dintre membrii Sinedriului, Nicodim, care a și lipsit, se pare, de la judecata lui Iisus atunci când s-a dat verdictul, Nicodim îl întreabă: păi stai un picuț, ce spune legea noastră, legea mozaică, de care tu te legi și pe care ai vrea să o aplici acum în acest caz? Nu spune că nu poate fi judecat cineva fără să știe de ce este judecat? Și nu spune legea că ar trebui să se apere? Adică, cu alte cuvinte, Nicodim îl ia la întrebări și îi spune: păi tu ce faci? Te antepronunți, încalci dreptul la apărare, încalci prezumția de nevinovăție de care spunea Florentin. Ei, iată deja că avem această decizie a lui Caiafa. Caiafa este ginerele lui Ana, dar în momentul în care este prins Iisus, Iisus nu este dus la Caiafa, care era competent, fiind președintele Sinedriului, ci este dus în fața unei persoane necompetente material să judece, acest Ana. Acest Ana, care nu mai este președintele Sinedriului, fusese timp de vreo 25 de ani, dar avea relații personale și relații financiare prin care influența deciziile în Sinedriu. Așadar, avem o primă înfățișare înaintea lui Ana. Ana îl trimite la Caiafa pe Iisus. Probabil că trebuia să treacă totul, să treacă acest caz formal. Formal, nu informal, la Ana, în mod formal. Exact, la Caiafa. Da, l-au trimis la Caiafa. Iartă-mă că intervin numai să precizez pentru cei care ne urmăresc, poate și nu au o cronologie specifică. Deci suntem în Joia Mare. Iisus este arestat, dacă nu mă înșel, în jurul orei 9. Pentru că Iuda vine direct cu soldații. El este luat la vila sau la casa lui Ana, aici perfectă dreptate are și Lavinia. După ce Ana îl interoghează, îl insultă și este extrem de dur în interogatoriu, îl plimbă, cum se spune și în proverbul românesc, nu de la Ana la Caiafa, îl trimite spre Caiafa. Încă suntem undeva în jurul, să spunem, orei 11-12, spre miezul nopții, și unele relatări, acum e greu să citim foarte clar acești sinoptici, acești evangheliști, unii spun că deja, și aici mă întreb spre Florentin, Petru s-a lepădat prima oară. Inițial recunosc că am crezut că Petru s-a lepădat de trei ori succesiv, adică în câteva secunde a spus de trei ori nu-l cunosc. De fapt, el s-a lepădat odată pe la 9 seara, odată pe la 12 noaptea și apoi dimineața înainte de a cânta cocoșul. Deci au fost trei lepădări. Tu ai spus ceva foarte tare și nu e prima oară când mă surprins cu lucrul ăsta. E nevoie de curaj pentru a rosti adevărul. Petru nu are curaj. Și aș vrea să te duc într-o discuție, cred că iarăși cu relevanță contemporană. Și tu, și eu, și alții în perioade complicate ale ultimilor 10 ani. Ne-am trezit cu o presiune din partea mulțimii. Petru, ca să știți, era în curtea, în grădina lui Caiafa și trece o slujnică din casa lui, probabil, Caiafa. Și spune: tu cel cu grai galilean, nu erai și tu cu el? Și vă dați seama, o femeie simplă, fără școală, nu Antena 3, scuzați-mă, nu vreo televiziune, nu vreun trust, da, media, nu un asalt concertat din zona internetului, nu, o femeie simplă. Îi pun o întrebare celui mai, nu știu cum să spun, entuziast dintre apostoli, și apostolul, bărbatul, Petru, corifeul acestui colegiu, pică la acest test. De ce tu crezi că a căzut Petru și de ce crezi că această virtute a curajului astăzi ne lipsește? Da, înainte de... Cred că ar fi necesare totuși două, trei precizări prealabile pentru spectatori, dar trebuie să plecăm de la premisa că procesul lui Iisus a trecut prin două faze. Unu, judecarea lui pe baza legii mozaice și a doua, judecarea lui pe baza legii romane. În ambele faze au existat câte trei, după unii, câte două momente importante. În prima fază, la Ana, urmă la Caiafa, din nou la Ana. Și dacă este să revenim la prima fază, cea a judecății din Joia Mare spre Vinerea Mare și la întrebarea ta, Mihai,
Cred că este foarte interesant să ne oprim asupra acestei lașități a lui Petru. Și răspund la întrebarea ta, da, cred că dintr-o slăbiciune care este foarte umană, frica. Numai că spre deosebire de Iuda, Petru a avut extraordinar de marea revelație în fața privirii lui Iisus cu ocazia celei de-a treia lepădări. Privirea lui Iisus, de notat că Petru s-a lepădat de trei ori potrivit exegeților, în trei grade diferite. Prima, spunându-i slujnicei, nu-l cunosc pe Iisus. A doua, spunând în mod expres că el n-a fost prezent. Și a treia, tu mă corectezi, Mihai, dacă greșesc, chiar jurându-se că nu are nicio legătură cu Iisus Mântuitorul. Dar în momentul în care aude strigătul, cântatul cocoșului și își amintește de profeția sau de avertismentul lui Iisus și vede privirea lui Iisus, spre deosebire de Iuda, care n-a avut puterea să ducă până la capăt consecințele trădării lui, Petru își dă seama de șansa pe care privirea lui Iisus i-o acordă. Aceea de a merge mai departe. Eu cred că privirea lui Iisus către Petru și gestul lui Petru de a-și asuma eroarea și curajul de a-și asuma eroarea, cred că sunt esențiale pentru această fază a procesului. Această fază a dramei. Petru este unul dintre apostoli. Ce era foarte interesant și aici merită o exegeză patristică, primesc sfatul lui Iisus, privegheați. Privegheați. Și ce fac? Adorm. Adorm de tristețe, se spune în textul grecesc. Adorm de tristețe. Somnul, ca problematică existențială. Noi suntem cadavre ambulante într-un fel sau altul. Noi adesea auzim, dar nu înregistrăm. Promitem, dar nu ne ținem de cuvânt. Spunem da, da, însă suntem foarte departe de a pune în acord viața, faptele cu aceste cuvinte declarative. Și somnul apostolilor este și somnul națiunii noastre, este și somnul metafizic al unei întregi culturi, poate cultura occidentală. Să ne uităm cum petrecem noi zilele dinaintea Paștelui sau chiar zilele de Paști și să vedem cât de multă vigilență, cât de multă stare de trezvie mai regăsim în sufletul nostru. Dar dincolo de această stare de somnolență, care practic facilitează arestul lui Iisus, suntem deja acum în momentul singurătății. Sunt două momente, de fapt, de singurătate. Hristos se roagă Tatălui cu lacrimi de sânge, unii spun că e o interpolare, în fine. Și a doua singurătate a lui Hristos este din jur orei 3 dimineața până la 6. La 6 urmează să se înfățișeze din nou Sinedriului, cum ai spus tu, Lavinia, și mai târziu în fața lui Pilat. Singurătatea liderului, singurătatea celui neînțeles. E probabil cel mai șocant lucru, nu? Să-l vezi pe Hristos ireductibil și în același timp cu totul și cu totul singur, doar cu Tatăl poate într-o comuniune pe verticală în fața acestei ostilități care se desfășoară. Și de aceea te întreb pe tine, Lavinia, nu scrie nicăieri în Biblie ce s-a întâmplat. Tu ce crezi că a făcut Hristos în noaptea aceea de la 3 dimineața când a fost pus în arest și până la 6 la prima înfățișare? Încerc să-mi imaginez ce a făcut Iisus în timpul acela. Nu știu, suferință, zbuciu din cauza trădării, din cauza durerii. Cu siguranță eu cred că Iisus a fost om acolo și a avut temerile lui, a trecut prin toate stările prin care trecem noi în fața suferinței. De aceea s-a și întrupat ca să, și a suferit ca
să fie o pildă pentru noi. Dar vreau să spun că în timp ce ucenicii dormeau, inamicul construia planul. Uh-huh. Și planul lui mergea mai departe. Și așa se întâmplă și azi. Când nu suntem vigilenți, sunt alții cu grijă ca planurile lor să reușească, ca strategia lor să reușească. Revenind la... Florentin, vrei să spui ceva? Îți dau microfonul meu. Nu, cred că merge. Nu, o foarte scurtă intervenție, Lavinia. Cred că am uitat un motiv, Mihai, pentru care m-am înfățișat astăzi. Știi de ce? Pentru că dacă este să vorbim despre procesul lui Iisus și revenind la întrebarea pe care a adresat-o Laviniei, nu putem specula și nici noi, eu în ceea ce mă privește nu sunt un analist și n-am studii teologice, nu știu, nu pot să răspund la o întrebare ce a făcut Iisus în perioada respectivă. Dar ceea ce îndrăznesc să afirm și să vă provoc poate să discutăm, eu cred că calvarul lui Iisus n-a început când i s-a pus coroana de spini și crucea în spate. Nu, cred că a început exact în momentul în care a fost acuzat. Procesul lui Iisus Hristos este primul pas. Și o spun acum ca jurist, jumate jurist. Primul pas al calvarului. Pentru că să știi că ești acuzat, trădat, batjocorit și condamnat în mod evident pe nedrept. E o mare suferință. O suferință pe care orice om în fața acestor încercări n-are cum să n-o simtă. Și cred că de aici ar trebui să plecăm cu conștientizarea acestei crunte suferințe care este poate mai dură decât apăsarea spinilor și greutatea crucii și drumul propriu-zis înspre final. Da. Starea de abandon. Starea de abandon pe care o resimte Hristos și pe care astăzi mulți o resimt în fața nedreptăților la care sunt supuși. O să te provoc și poate îmi dai voie să anticipezi, să te gândești ce ai fi făcut tu în dimineața aceea în care, fără să-ți bei cafeaua, Pilat din Pont fiind, dragă Florentin, dar nu-ți dau acum microfonul, te las să te gândești, ce ai fi făcut dacă ai fost trezit de acești sinedriști la 6 dimineața, înainte de a-ți face, eu văd că tu mergi la sală, e clar că ești foarte atent și mergi și faci sport, înainte de a face gimnastica de dimineață, te-ai trezit cu această bulversantă veste, e un Mesia oarecare, se crede și rege, se crede și Dumnezeu sau Fiul de Dumnezeu, vezi că avem treabă dimineața asta, trebuie să îl judeci. Gândește-te însă, te întreb pe tine, ce a fost totuși conform legii iudaice total nepotrivit în modul în care Hristos a fost tratat. Microfon. Nu știu, la voi se stinge. Eu sunt politician, de asta mi-au dat microfon care ține. Să-l completez pe Florentin. De fapt, atunci a început calea frângerii. Aia este calea frângerii. Calea frângerii pe care o avem cu toți până când vom pleca în veșnicie. Ajunge Iisus la Sinedriu, pentru că nu a vorbit, nu a mărturisit nimic, nu erau probe nici în fața lui Ana, nici în fața lui Caiafa. Este dus la Sinedriu, în fața Sinedriului. Sinedriu compus din 80% saduchei, elita intelectuală, aristocrația, da, și farisei 20%, experții în legii mozaice. Culmea, cele două partide nu se înțelegeau. Dacă îmi permiți, fiii lui Zadoc erau cei care lucrau foarte mult în zona ritualică și farisei erau foarte mult spre exegeză și scriptură. Exact, în legea mozaică. El s-a dus în fața Sinedriului fără martor, nu se găsesc martor, până la urmă și se consemnează în Biblie că ar fi fost audiați câțiva martori mincinoși, dar până la urmă vin vreo doi martori care spun, am auzit că a spus. Tot martori mincinoși erau, totuși Caiafa insistă, îl provoacă pe Iisus, îi provoacă un răspuns, o mărturisire și îi spune, ești tu Fiul lui Dumnezeu?
Și Iisus la un moment dat recunoaște, da, sunt Fiul lui Dumnezeu. Acum, acuzația, juriștii și istorici au încercat să o încadreze, acuzația pe care o făcea Caiafa. Ce era de fapt? Ce fel de acuzație? La ce se referea? Care era fapta lui Iisus pentru care trebuia să fie condamnat? Blasfemia, care se pare că ar fi fost localizată cumva în, de fapt, fapta din Deuteronom este pedepsirea prorocului mincinos. El a mărturisit că este Fiul lui Dumnezeu, i-a spus, ai da, ești un proroc mincinos, atunci trebuie să fii sancționat, trebuie să fii condamnat. Deci aceasta este fapta care se încadrează cumva în Deuteronom. Aici nu există un consens, blasfemie sau prorocul mincinos din Nazaret. Bun. După acest proces religios, care are trei înfățișări, Iisus este trimis la Pilat. Dar vicile din procedură, din procesul religios, din înfățișările religioase, erau următoarele. În primul rând, lipsa de imparțialitate. De vreme ce Caiafa era în conflict, îl dușmănea, îl ura pe Iisus, înainte de a ajunge în fața lui, de vreme ce a trimis și a trimis agenții secreți informatorii să culeagă informații despre el și decisese înainte de a se înfățișa Iisus să fie executat, iată deja că este încălcată și prezumția de nevinovăție. Apoi, sentința nu a fost dată în sala de judecată, așa cum prevedea legea mozaică, ci în palatul lui Caiafa. Termenele procedurale au fost foarte scurte. Lipsa de apărare a fost un alt viciu de procedură. Autoincriminarea nu justifica, n-ar fi justificat condamnarea lui Iisus. Practic, lipsea o veritabilă plângere, plângere pe baza căruia să se construiască un dosar. Dar, după cum se știe, membrii Sinedriului aveau grijă să construiască dosare din absolut orice informații sau situații inofensive și să condamne pe cei care le puneau în pericol sistemul. Este trimis la Pilat. La Pilat, în fața lui Pilat, Pilat trebuie să știți că era în conflict cu evrei. Pilat a avut, se pare, trei episoade în care, în calitate de prefect al Iudeii, guvernator al Iudeii, i-a ofensat pe evrei și a provocat răscoale, revolte. Iar romanii au acționat și a fost vărsare de sânge acolo. În primul rând, sunt unii istorici care consemnează că la un moment dat Pilat ar fi adus în templul din Ierusalim, rețineți această sintagmă, stat-templu, tot felul de însemne cu efigia lui Tiberius, împăratul roman. Era o ofensă pentru evrei care erau monoteiști, ce să caute un alt cezar, da? Ce să caute cezarul, de fapt, în templul lor. Apoi, când ar fi vrut să construiască un apeduct, a folosit resursele trezoreriei templului, wow, banii templului, banii Sinedriului să ajungă la Pilat, o deturnare de fonduri, am spune astăzi. Și într-o noapte, cu ocazia unei sărbători, a adus în templu scutul de aur cu inscripții care îl glorificau din nou pe Tiberius, cezarul lui, zeul lui. Și în acel moment, cei patru fii, se pare patru avea atunci, patru fii, Irod cel Mare, care, atenție, pe vremea lui, când Iisus s-a născut, el a fost cel care l-a urmărit, a urmărit nașterea copilor, a dispus uciderea pruncilor pentru că el se dorea a fi un Mesia pentru evrei și nu un alt Mesia, nu aștepta ca un alt Mesia să vină, ci el vrea să fie Mesia. E bine, cei patru fii al lui Irod Antipa, care aveau funcții de mități în Galileea și de atunci, scriu o scrisoare, de fapt o sesizare, către Tiberius și se plâng de faptele lui Pilat. Și Tiberius ar fi trimis o scrisoare prin care Pilat este mustrat. Deci iată că era un conflict Pilat cu Sinedriu. De ce este important să știm acest lucru? Pentru că atunci când este adus în fața lui Pilat,
Pilat, Iisus respectă, Pilat respectă toată procedura prevăzută de dreptul uman, el aplică dreptul uman. Hai să vedem care este fapta, spune Pilat către Iisus. Care este fapta? Pentru ce ești tu acuzat? Mai întâi întreabă Sinedriu. Pentru ce este acuzat acesta? De ce vine acest mine? E bine, aici deja lucrurile se schimbă. Nu mai este blasfemia, pentru că nu ține în dreptul uman, nu mai este fapta de pedepsirea prorocului mincinos. Pilat nu putea să judece după dreptul iudaic, după legea mozaică, pardon. Pilat își spune lui Caiafa, de ce mi-l aduceți mie? Este al vostru, este de al vostru, nu pot să aplic legea voastră. Și atunci cumva Caiafa întoarce, strămâncește faptele și sugerează că ar periclita siguranța în imperiu. Asta ar fi prima de lex majestatis, lex iulia majestatis din 46 sau 47 înainte de Hristos, era practic o faptă prin care era ofensată, o ofensă aduse autorității romane, unui cetățean roman, sau este era periclitată faptul prin care era periclitată siguranța în imperiu. Iată-mă la tine, te întrerup doar pentru ca să ducem discuția și spre Florentin și apoi revenim la cele pe care vrei să mi le adaugi, fiindcă sunt toate fascinante. Doar să precizăm, Florentin, Țuca, faptul că Imperiul Roman suferise niște transformări profunde de la Iulius Cezar încoace. Toată lumea știe, Republica Mare, proiectul acesta prin care puterea trebuia limitată și deci tendințele totalitare sau dictatoriale erau intrinsec va oprite de către sistemul juridic. Avem un moment în care Cezarul se crede pe sine Dumnezeu, avem chiar și declarații de tipul Dominus Deus, deci Cezarul este chiar o zeitate. Vespasian la un moment dat spune, urmează să mor, voi fi acum un zeu. Și acest Pilat din Pont, conștiința vine să spună a birocratului, știu că tu iubești această categorie. Știți că birocrații sunt obsedați de metodă, nu de rezultat. Cu conștiința birocratului care reprezintă Roma triumfală, Roma imperială, Roma care a cucerit practic nu toată lumea civilizată, cu sentimentul că își poartă pierde slujba, că și asta era o chestiune, să te menții în funcție, să poți acumula niște avere, el e perplex la întâlnirea aceasta cu Hristos. Și mă întorc un pic la dilemele tale matinale. Ce ai fi făcut tu, te întreb, ca om cu pregătire în materia asta dreptului, inclusiv cel roman, dacă te-ai fi confruntat cu această lume, cu totul și cu totul stranie, a iudaismului pe de-o parte, dar și a, pur și simplu, a sinedriului în particular? Răspunsul meu e foarte limpede. Până la el, și nu mă furișez acum, nu fac o, nu mă eschivez, cred că e important de adăugat la contextul pe care tu l-ai creionat, și ceva care ține de atitudinea Sinedriului față de Iisus însuși. Ceva care tot ține de context. Și cred că ar fi important de marcat ce a deranjat profund Sinedriul. Și, repet, sub controlul tău, că tu ești maître de l'affaire. Unu, universalismul misiunii mesianice a lui Iisus Hristos. Iisus care a declarat că El nu a venit doar pentru un trib sau o comunitate anume. El a venit pentru toată lumea. El a venit să salveze pe toți. Ori în accepțiunea sau în mintea membrilor Sinedriului lui Caiafa și a celorlalți care voiau un mântuitor sau un mesia războinic care să vină să salveze tribul lor, asta a fost o primă reacție de contradictorie sau perplexă. Și a doua, să nu uităm că ceea ce a mobilizat acțiunea Sinedriului a fost miracolul învierii lui Lazar. După învierea lui Lazar, Iisus a fost foarte în mod luat în serios, ca zic așa, iertați-mi exprimarea.
Revenind la întrebarea ta, răspunsul este mie foarte simplu. Aș reacționa cum a reacționat însuși Pilat prima oară, când i-a spus, el este nevinovat. Deci ai declinat. Da, el este nevinovat pentru că prima acuzație a fost de blasfemie. Ori eu ca guvernator, iartă-mă, tu m-ai numit guvernator, birocrat, și orice judecător, și sunt juriști, am văzut juriști în sală, de regulă judecătorii sunt foarte fericiți în a se debarasa de o temă, de o temă, de un dosar, când au la îndemână o excepție. Nu sunt eu competent. Luați, vă rog, luați dosarul din fața mea. În momentul în care acuzația adusă și pusă pe masa lui Pilat din Pont era de blasfemie, adică încălcarea unor exigențe care țineau de, nu de legea cezarului, ci de legea lui Dumnezeu. Prin urmare, ce al cezarului, iar cezarului. Pilat atunci a fost momentul în care s-a spălat pe mâini cu temei. El a spus, el e nevinovat, n-am competența să mă pronunț. El a fost, cum zice Lavinia, ulterior forțat de presiunea Sinedriului, de manipulările Sinedriului și de presiunea mulțimii. Excelent. Lavinia, la tine vin, pentru că ești femeie și sunt și doamne și domnișoare în sala asta. Și poate că nu spunem prea des când vorbim despre Iisus cât de important au fost femeile în general. În cazul ăsta, soția lui Pilat. Claudia Procula este femeia care are un vis tulburător în noaptea în care toate aceste teribile fapte se petrec. Ea are un vis și dimineața, nu știu, poate un bilețel, se practica și atunci, se mai practică și astăzi, îi transmite lui Pilat să aibă grijă. Înainte de a ajunge la acel moment, da, trebuie să știm că Iisus a fost judecat de Pilat. Primul proces în fața lui Pilat este un proces, pare să spun juriștii, corect. Unii au găsit ceva mici, dar nu stau în picioare, sunt nemotivate susținerile lor. Deci a fost delațiu, interogațiu, excuzațiu. Și vrut aici să ajung să lăsăm să mă opresc un picuț. De ce? Pentru că de la Pilat el merge la Ierod Antipa, din nou la Pilat și în ultima fază, când ajunge practic a doua oară la Pilat, se întâmplă episodul Claudia Procula. Te rog. Excuzați-o, vă spuneam că Iisus nu a vorbit cu Ana, nu a vorbit cu Caiafa, în fața Sinedriului foarte sec și spune, da, sunt Fiul lui Dumnezeu. Lavinia, dacă cu îngăduința ta, o foarte scurtă întrerupere, înainte de a recunoaște în mod expres și de a-l determina pe Caiafa să-și smulgă hainele de pe el și să spună că, iată, mărturisirea lui Iisus este proba supremă, mai există un episod foarte relevant pentru conduita lui Iisus în fața Sinedrului, când el este acuzat, pare să, o referință foarte relevantă și foarte bună și pentru juriști, care ține de sarcina probei și de poziția lui în fața tribunalului, când spune, eu am vorbit public ce am vorbit. Nimic pe ascuns. Eu am spus în public ce am avut de spus. Dacă am spus ceva greșit, probează tu, îl demălovești, că fusese lovit. Dacă n-am spus greșit, de ce mă lovești? O întrebare șahmat adresată acuzatorului. Excelent. N-au fost probe, n-au fost martori, au fost acei martori mincinoși și cumva Caiafa și-a dat seama că este într-un impas legal din punctul de vedere al legii mozaice. Când Iisus ajunge înaintea lui Pilat, are o discuție extrem de profundă. Cum se apără Iisus? Împărăția mea, îl întreabă interogația Pilat, ești tu împăratul iudeilor? Și ce răspunde Iisus? Excuzați-o. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorul meu s-ar fi luptat ca să nu fie dat în mâinile iudeilor. Dar acum, împărăția mea nu este de aici. Tu o spui
că eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc pentru adevăr. Tot ceea ce este din adevăr ascultă glasul meu. În acest moment, Iisus aduce în discuție tema principală a învățăturii sale. Și cred că este primul care provoacă o separare între stat și templu. Împărăția lui, împărăție veșnică, împărăția lui Dumnezeu și împărăția aceasta pământească. O împărăție temporală. Pilat înțelege distinția, înțelege foarte clar distinția dintre cele două împărății. Și pe lângă tema aceasta centrală a învățăturii lui Iisus, împărăția lui Dumnezeu, pe care se pare că nu înțelegeam nici măcar ucenicii. Nici noi nu înțelegem. Da. Mai avea o problemă, o altă problemă pe care o aborda Iisus. Adevăr. Împărăția și adevăr. Și în fața apărării lui Iisus, Pilat îi adresează întrebarea care a rămas fără răspuns. Ce este adevăr? Acum nu știu dacă Pilat a făcut-o din, nu știu, fiind un șeptic, adevărul, cum spune el, adevăr. Retoric, nu? Oare se gândea, bun, este adevărul tău din altă lume, din altă împărăție? Este un adevăr al cerului? Un adevăr al lui Dumnezeu? Este un adevăr, un alt adevăr aici pe pământ? O întrebare pe care cred că toți o avem. Este întrebarea noastră, până la urmă. În această viață, o căutare. Și după ce Pilat îi adresează această întrebare, este convins că Iisus este nevinovat, pronunță sentința de achitare. Însă, mulțimile manipulate de sine din Biblia consemnează clar venind testament, Noul Testament, pardon, consemnează clar că erau manipulate de sine. Mulțimile, dar mai ales Sinedriul, este nemulțumit. Rămânem puțin pe problema adevărului, Lavinia, fiindcă e o problemă filozofică. Și aș vrea să observați, doamnelor și domnilor, că dacă Iuda era obsedat de obiecte și Pilat de concepte, până la urmă creștinii sunt preocupați de persoane. Și unii zic că, întrebarea corectă trebuie să fie cine e adevărul, cu siguranță dimensiunea relațională îi scapă și lui Iuda, îi scapă și lui Pilat. Aș vrea foarte mult să mai adaug un lucru important din punct de vedere strict teologic. Hristos este un titlu, nu un nume. Iertați-mă, poate sunt pedant și nu e potrivit să vorbesc așa, dar trebuie spus din capul locului, Iisus Hristos trebuie tradus, Iisus Mesia sau Iisus cel uns, așa trebuie tradus în limba română, iar titlul cel uns, Mesia, este un titlu regal. Faptul că el, mai târziu, s-a vorbit despre Christus Rex, faptul că el, atunci când va fi răstignit, și iată, avem o cruce impresionantă, nu va avea acest titlu pus deasupra Iisus Nazarineanul Rex Iudeorum, nu este întâmplător. Suntem într-o tensiune, și aici Florentin Țuca a surprins foarte corect, tensiunea din atmosfera generată de proiectul imperial între discursul idolatru și ideologic politic al Romei, care sugera, și știți că asta s-a întâmplat sute de ani după Iulius Cezar, sugera că până la urmă cel care deține puterea este infailibil. Gândiți-vă că noi am, nu știu cum să vă spun, suntem aici la doi pași de locul unde au murit oamenii la Revoluție, suntem la sala Dallas. Eu am trăit cu această geografie. Eu țin minte baricada, nu? Din 21. Iertați-mă că duc în această actualitate discuția noastră, dar e foarte important să sesizăm că dorința dictatorilor, a multor tirani, de a se considera infailibil și zei, e foarte veche. Iulius Cezar este primul care comite acest păcat. Unii spun că la întâlnirea cu lumea persană, întotdeauna romanii au căzut. Nu? Și astăzi, dacă vă uitați, în Orient, dinspre Moscova până, dacă vreți, spre Teheran și apoi până în Beijing, veți avea lideri politici care realmente, doamnelor și domnilor, au pretenții de infailibilitate. Deci nu este o chestiune lipsită de actualitate sau de relevanță astăzi. Avem o ideologie a Imperiului care spune că Cezarul este Dumnezeu. Și dacă voi creștinii aveți ceva de comentat,
Treceți, vă rog, pe aici, puneți tămâia în fața statuii cezarului și apoi mai discutăm. Nu ești de acord să pui tămâia în fața cezarului? Vei fi și tu răstignit ca și mântuitorul tău. Știm că acest test a fost un test teribil până la Dioclețian, până la Constantin cel Mare, care schimbă lucrurile. Primul lucru. Al doilea lucru, spuneam, caracterul mesianic al lui Hristos. Și aici sugestiile foarte pertinente făcute de Florentin Țuca. Cine era de fapt Mesia? Era cel care ieșea din logica sectară, cel care ieșea din logica aceasta narcisistă, etnocratică. Adică el nu vorbea doar cu evrei. Stă de vorbă și cel mai lung dialog este cu o femeie din Samaria. Cine erau samaritenii? Păgânii. Iertați-mă, mă scuzați, eu așa sunt și nu mă pot schimba. Evreii se uitau la samariteni așa cum ne uităm noi în București uneori la locuitorii din sectorul 5, Ferentani. Cu dispreț, cu un complex de superioritate, fără discuție. Femeia cananeancă și apoi centurionul, soldatul roman cu care iarăși discută. Deci Hristos sparge monopolul religios pe care templul îl avea asupra unui discurs despre identitatea evrească. Și mi se pare absolut revoluționar și subversiv ceea ce face Hristos. De aceea i-a enervat pe odată Ana și pe Caiafa. Pentru Ana și Caiafa Hristos era un scandal, pentru Pilat era o enigmă. Te rog să continui gândul tău legat de, neapărat de femeie. Te rog să spui ceva frumos despre o femeie în seara asta, despre Claudia Procula și apoi ne întoarcem la Florentin. Claudia. Să știi că Iisus este inclusiv. El include femeile. Are multe întâlniri cu femeile. Ucenicii. Scuzați-mă. Iisus spunea că este inclusiv. Dacă Sinediu excludea pentru că X este necurat, pentru că are Y are o origine nesănătoasă, pentru că Z nu plătește taxele, Iisus este inclusiv. Femeile sunt mereu în jurul lui Iisus Hristos, în primele care sunt la mormânt prezente. Spunea Mihai de femeia din Samaria, se pare că acea femeie este cea care a revoluționat Samaria, pentru că în Samaria mai târziu, în fapt, vedem că a fost înființată o biserică creștină datorită acestei femei. Și povestea este foarte frumoasă, o femeie care avea 5 bărbați, o viață privată extrem de dezordonată și rușinată, se întâlnește cu Iisus Hristos și Iisus Hristos restaurează această femeie. La fel cu cananita, ce se întâmplă când încearcă să această femeie cananita avea o fiică bolnavă, încearcă să aibă acces la Iisus Hristos, ucenicii spun, da, ea este o păgână, cum să intri în vorbă cu ea? Și dialogul surprinde, este primul dialog, cred că singurul dialog în care cumva îți pui problema, oare Iisus a disprețuit-o pe acea femeie păgână sau nu? Până la urmă, acea femeie cananită sau cananeancă se pare că este modelul mijlocitoarei pentru națiuni, pentru celelalte națiuni. Iar Claudia Procula, pentru că după ce Pilat pronunță verdictul de achitare, văzând că este nemulțumit de mulțimile sunt nemulțumite de acest verdict, găsește un motiv să-l trimită la Irod Antipa, un lider playboy al acelei vremi. Ce face Irod Antipa? Îi spune, domnule, ultimele acte materiale, cumva, ale faptelor lui Iisus, învierea lui Lazar, de care spunea Florentin, și tăierea urechii robului marelui preot, da? Au avut loc la Ierusalim. Nu este în competența mea, deși el este galilean, da, faptele materiale au fost la Ierusalim, așa că este de competența ta. Un conflict negativ de competență. De la Irod Antip ajunge din nou la Pilat. De data aceasta Pilat este disperat pentru că simte presiunea mulțimilor, dar dincolo de presiunea mulțimilor simte presiunea, sau poate aici este un anumit, nu știu, este un mister. Soția îi trimite un bilețel în care îi spune, îi transmite următorul mesaj. Să ai grijă de acest neprihănit, pentru că azi noapte am suferit în vis pentru el.
E foarte posibil ca relația dintre cei doi să fi fost foarte apropiată. E foarte posibil... Care cei doi? Dintre soția lui Pilat și Pilat, adică să nu fie o relație din aceasta de soț-soție, o relație rece, distantă, ci pur și simplu, iată, aceste probleme existențiale să le discute. Și se pare că această aristocrată, Claudia Procula, care unii spun că ar fi fiica, alții nepoata împăratului Tiberius, s-ar fi convertit, ar fi fost foarte atentă și atrasă de învățătura lui Iisus Hristos. Și atunci când soția unui judecător îi spun ceea ce face ea, este un fel de... ar fi trafic de influență. Trafic de influență, Florentin. Dar ce i-a dat? Ce i-a dat de schimb? Aș fi un reputat penalist. Nici eu nu sunt penalistă, de asta cumva încercam să obțin ajutorul tău. Da, s-ar chema trafic. Dar influența? Își influența soțul. Însă... Și împreună cu Nicodim făceau un grup infracțional organizat. Păi, Nicodim, Iosif din Arimatea, sunt mai mulți aristocrați care sunt atrași de învățătura lui Iisus Hristos și se pare că s-au convertit. Mă duc spre tine, Florentin, pentru că mai avem doar 15 minute pentru noi și restul este pentru noastră. Vrem să intrăm în dialog cu sala. Florentin, suntem în punctul în care mulțimile reintră în scenă. Mulțimile dau un verdict. Pilat, scuzați-mă, iartă-mă, accelerez puțin. Pilat le face o ofertă. Oameni buni, dacă vreți să alegeți, alegeți. Acum aveți șansa între Iisus, imaginea iubirii necondiționate și rânjetul lui Baraba, puteți să alege. Și poporul, incitat probabil, s-a mai întâmplat în istorie ca poporul să fie manipulat, strigă Baraba, Baraba, care apropo, întâmplător sau nu, în evreiește înseamnă fiul tatălui, Bar Abbas. Florentin, în București, în Sofia, la Budapesta, în anii 50 existau aceste tribunale ale poporului, cu ghilimele de rigoare. Și poate că astăzi nu mai sunt încă funcționale aceste tribunale, dar există un mod în care execuți pe cineva în public. În ropotele de aplauze, ale galeriei excitate, motivate sau pur și simplu demente, se întâmplă foarte multe execuții. Cum vezi tu problema gloatei, a colectivităților și tensiunea aceasta între suprema individualitate a lui Hristos, persoana singuratică a lui Iisus Hristos și mulțimile delirante? Ca microfonul și că tot mă provoci, simt nevoia să vin cu precizare și să mă detașez de ce spune Lavinia, pentru prima oară în seara asta. Mie nu-mi place absolut deloc cuvântul inclusiv. Nu-mi place absolut deloc. Nu-l voi folosi niciodată în viața mea. Nici nu știu, eu cred că nici nu există în dicționariul explicativ al limbii române. Sau dacă a fost introdus, a fost introdus ca o rezultat al unei manipulări. Cât despre Iisus, nici nu s-a pus problema că el ar exclude vreo ființă umană din aria lui din mesajele pe care le transmite. A spune că Iisus este inclusiv înseamnă deja a veni cu o precizare care pe mine în personal mă deranjează. Este evident că femeile au jucat un rol potrivit tuturor poveștilor Noului Testament în întreaga existență a lui Iisus și în transmiterea mesajului cristic. Prima precizare. A doua. Da, cred că gloata a avut un rol, evident, evangheliștii, a avut un rol, dar nu trebuie uitat, și revin la ceea ce spuneam la început, la acest caracter predestinat. Așa trebuia să se întâmple. Mă deranjează al doilea lucru care mă deranjează personal. Este această abordare contrafactuală. Ce ar fi fost dacă gloata ar fi zis Baraba? Nu! Nici nu pot să-mi pun întrebarea asta. Pentru că nu se pune întrebarea asta, nu că ar fi o blasfemie, ci pentru că așa trebuia să aleagă gloata. Pentru că așa
urma să fie scrisă povestea. Pentru ca finalul să fie cel care a fost. Și noi să fim astăzi aici. Trei. Tu ne ești liberul arbitru? Nu. Nu, dar în cazul de față, ceea ce s-a întâmplat a fost că trebuie... Nu neg liberul arbitru, dar când, în modul, când Iuda a fost ispitit, el n-a fost ispitit fără să aibă liber. El a avut liber arbitru, dar a fost ispitit cu complicitatea membrilor Sinedriului să-l trădeze pe Iisus. Și așa trebuia să se întâmple, să-l trădeze pe Iisus. Gloata. Presiunea publicului. Revin la luată. Da, cred că cel mai celebru exemplu istoric al trădării gloatei este acesta. Este al alegerii lui Baraba. Dar ne întoarcem aici la alegerea ale mulțimii care au dus filozofi, de care tu știi foarte bine, care vorbesc despre mitul țapului spășitor. Și cred că în psihologia colectivă este înscrisă opțiunea pentru un vinovat. Trebuie să găsim un vinovat. Iar probabil, o zic din nou ca un amator, probabil gloata fusese manipulată de Sinedriu ca să arate cu degetul în direcția lui Iisus ca fiind falsul Mesia. Pentru că nu era el capabil să lupte pentru voi, gloată, împotriva stăpânirii romane. Și probabil că acest instrument de manipulare este cel care a dat rezultat. Probabil, dar nici aceste speculații nu-mi plac. Pentru că, repet, mi se pare că trebuie să plecăm de la datul care trebuia să se întâmple. Deci majoritatea nu poate neapărat să dicteze care este direcția de mers sau care este adevărul. Gloata, cum să spun, l-a condamnat pe Djokovic că n-a respectat niște reguli și multă lume a spus, iată un exemplu de nesupunere față de reguli. E un exemplu, o să te contrazic, eu cred, îmi place să cred, că gloata e pentru Djokovic. Nu, poporul e pentru Djokovic, gloata e împotriva lui. Suntem foarte aproape de concluzii. Îți dai seama? În opoziție cu Sinedriu care excludea, asta era regulile, excludere. Iisus este omul antisistem tocmai pentru că el vorbea și era înțeles de ce excluși de Sinedriu. În acest context, folosesc inclusiv. Am înțeles foarte bine. Universalist, de ce nu spui așa? Foarte bine. Universalist, dacă îți place ție pentru. L-am folosit tocmai pentru asta, deci era omul antisistem. Au trecut 70 de minute și am promis Sălii că vom dialoga cu cei care ridică mâna, vom avea și un microfon să circule, vom avea și un moment foarte scurt în care noi ne vom trage un pic sufletul. Hai să ajungem chiar la ultimele clipe în care Hristos este batjocorit. Suntem în faza în care nu mai e nimic de făcut. El este trimis pe acest drum al crucii. Pilat se spală pe mâini, dar nu știe de faptele, nu știe de acțiunile, cum spuneam toți și Hristos ia calea crucii. Ia calea crucii, dar vine acel moment al învierii. Și în momentul acela al învierii, în acel moment îmi place mie foarte mult următorul episod. Când îi dă ocazia lui Petru să declară că îl iubește, că îl iubește pe Iisus Hristos. Ăla este episodul în care, de fapt, toată învățătura lui Iisus Hristos este sintetizat. Pentru că vorbește de pocăință,
Florentin a spus că Petru a avut acea întâlnire a privirii sale de privirea lui Iisus Hristos. Eu sunt convinsă că și dată din lașitate a spus că, din frică, a spus că nu-L cunoaște pe Iisus, că nu este prietenul lui, în sinea lui era altceva, vedea altceva. Este despre învățătura lui Iisus, este despre iertare și de ocazia lui Petru să înțeleagă că Iisus a iertat trădarea lui și este despre iubire, pentru că pocăința fără iertare nu are niciun sens. Iar iertarea fără iubire nu există. Nu se poate. Și atunci, acestea sunt cele trei elemente esențiale ale împărăției lui Dumnezeu, despre care Iisus Hristos a început să vorbească după ce a fost ispitit în deșert, un alt subiect extrem de interesant, ispitele lui, până la sfârșit. Pocăință, restaurare sau iertare și iubire. Iar ce s-a întâmplat acolo la cruce, cuvântul a fost redus la cruceme. Cuvântul, la început a fost cuvântul, cuvântul care a trecut în proces, în fața procesului, a fost redus la cruceme. Dar totuși, mesajul este transmis până astăzi, și noi iată că vorbim astăzi despre învățătura lui Iisus și despre împărăția lui Dumnezeu. Minunat, doamnelor și domnilor, ați văzut doi oameni, două suflete, două conștiințe care acceptă provocarea marilor cărți, marelui text, care este textul Scripturii și în mod particular al Noului Testament. Ați văzut doi oameni care șlefuiesc foarte frumos cuvinte, care dau sensuri. Avem în această seară și bucuria să salutăm prezența prietenilor de la Lignum, atelierul acesta minunat care ne-a pus și acest obiect de lemn și care, într-un fel sau altul, prelungește vechea tradiție a tâmplarului din Capernaum. Să știți că între tâmplar și templu există o legătură. Hristos a profețit, și asta poate merita menționat în discuția despre Sinedriu, că acel templu făcut din mâini omenești va fi distrus în doar 3 zile și că va fi reconstruit, dar sub o altă formă, pentru că noi suntem mădularele trupului său astăzi. Vom vorbi, doamnelor și domnilor, în următoarea jumătate de oră despre dilemele, despre curiozitățile dumneavoastră. Ne retragem însă, pentru că un prieten drag, Neemia, are de făcut câteva anunțuri și apoi momentul surpriză din partea prietenilor de la Lignum se pregătește și evident la final vom avea și momentul de autografe. În aplauzele noastre, doamnelor și domnilor, Florentin Țuca și Lavinia Tec. Noi ne retragem! Dragi prieteni ai culturii, doresc să vă reamintesc că Clubul Marile Cărți oferă întâlniri săptămânale pe bază de abonament, ore prețioase de mentorat, conferințe, ateliere de oratorie și leadership, cursuri de istorie, filozofie, literatură și dezvoltare personală sub îndrumarea celor mai bine pregătiți lectori. Scopul, poate știm, este premiza. Scopul fiind acela de a lumina minți, a încălzi inimi și de a șlefui caractere. De asemenea, vă readuc aminte, Clubul Marile Cărți are și o editură care oferă cărți și cumpărând una dintre cărțile pe care le avem la standurile de la intrare, cumpărând 2 cărți, primiți o a treia gratis. De asemenea, vă readuc aminte de promoția pentru masterclass-ul de leadership și public speaking. Pentru toți cei care sunteți astăzi aici, este o ofertă valabilă doar pentru cei care sunt astăzi la acest eveniment, 50% reducere, dar redus de la 400 de lei la prețul de 199 de lei. De asemenea, o veste bună, da, pentru pasionații de cafea. Clubul Marile Cărți oferă cafea de cea mai bună calitate, deoarece cu greu putem ajunge la noi nivele funcționale ale ființei noastre fără puțină stimulare. Cum precum Mântuitorul nostru a spus, Duhul este plin de râvnă, dar trupul neputincios. Așa că vă așteptăm și să cumpărați cafea. O carte bună merge cu o cafea bună. Iar la final vă vom invita aici pe scenă unde
invitații noștri, invitații serii, vă vor aștepta pentru a vă oferi autografe. Până atunci, ne-am apropiat și continuăm să o facem cu solemnitate, da, de un eveniment plin de profunzime, cu înțelesuri care au gravitate, dar de asemenea este și un eveniment în spatele căruia se află nenumărate înțelegeri, neînțelegeri. De aceea urmează unul dintre cele mai așteptate momente, dialogul dumneavoastră cu invitații sub forma unei sesiuni de întrebări și răspunsuri. Dar până atunci doresc să ofer microfonul lui Daniel Jolța, care, precum mântuitorul nostru, are aceeași profesie de tâmplar și consider că este o chemare înaltă de a modela neînsuflețitul, precum Dumnezeu face exact același lucru în Cartea Genezei, oferându-i atât frumusețe cât și scop. În aplauzele dumneavoastră, domnul Daniel Jolța. Mulțumesc frumos, bună seara tuturor. Nu sunt un mare stăpânitor al cuvântului, dar o să încerc să leg două cuvinte și să păstrez aceeași notă de portativ cu care a început seara. Mă onorează faptul că împărtășesc și am aceeași meserie de tâmplar cu Mântuitorul nostru Hristos, cu toate că de profesie sunt inginer constructor, dar chiar acest fapt că Fiul lui Dumnezeu a ales meseria aceasta m-a îndreptat înspre a încerca ce înseamnă lucru cu lemnul. Și cu toate că ai zice că lemnul în sinea lui poate că nu reprezintă nimic, dar lucrând cu el am înțeles că are două dimensiuni, una laică și una duhovnicească. Acea laică, când mă refer, e un martor tăcut al istoriei. Le spun clienților mei când le trimit o comodă din lemn masiv, pentru că doar cu lemn lucrez, nu pot lucra cu altceva, pentru că lemnul e viu. Și le spun, nu aveți în casă doar o simplă comodă, ci aveți și o frântură din istorie. Pentru că poate lemnul acela din care a fost făcută comoda ta a fost martorul unor evenimente în urmă cu 100 de ani. Sau poate sub coroana lui, doi iubiți și-au declarat cândva dragostea. Sau un cavaler a fost răpuns de o săgeată. Mintea poate să-ți meargă departe. Și atunci, mobila aceea pentru tine în casă capătă o altă nuanță. Iar când mă refer la latura duhovnicească spirituală, vă dau două exemple din Scriptură unde lemnul are o însemnătate extraordinară. Și aș vrea să fac așa un arc de la Geneza până la Evanghelii, urmărind același numitor comun. Suntem în perioada lui Noe, când Dumnezeu a văzut că omul s-a stricat și a vrut să-l șteargă de pe fața pământului și l-a găsit pe Noe un om neprihănit. Și ce a spus lui Noe? Fă-ți o corabie din lemn. Intră tu și cei din casa ta și astfel veți fi salvați. Și ajungem în al doilea exemplu, când tot pe lemn, deși corabia era practic, corabia lui Noe, revin, era o icoană a salvării, o imagine, un prototip a ceea ce urma să vină. Și anume, lemnul crucii, unde Dumnezeu și-a manifestat iubirea supremă față de om, răstignindu-l, dându-l la moarte pe unicul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și aceste povești vrem să le spunem noi. Noi spunem povestea lemnului, dar spunem povestea lemnului pentru că este o frântură din istorie, dar și este
povestea salvării omului. Și un detaliu care îmi place, tâmplăria este o meserie tactilă, lucrez cu mâinile. Și îți convins că Iisus, ca tâmplar, a lucrat mult, mult timp până a intrat în slujirea, în a începe a răspândi Evanghelia. A lucrat cu lemnul în mâini. Dar îmi place detaliul că până în ultima zi a cărat acel lemn în mână. A luat lemnul crucii și, legat de lemn străpuns, a murit pentru noi. Așa că vă invit să vă gândiți când poate vă cumpărați o mobilă, să o cumpărați din lemn, pentru că va avea o altă însemnătate decât poate ați crezut-o până acum. Vă mulțumesc și să aveți o seară extraordinară! Mulțumim mult, domnule Daniel Jolța, mulțumim Atelier Lignum. Vă aducem aminte că puteți să găsiți produsele lucrate manual de Atelier Lignum la ieșire. În momentele următoare ne apropiem de sesiunea de întrebări și răspunsuri. Cred că va circula un microfon prin sală, iar cine dorește să pună o întrebare, vă rugăm să ridicați mâna pentru a vă putea vedea și pentru a vă oferi un microfon pentru a auzi cu toții. Sigur. Ajut. A mers pe primul venit, primul servit. Într-adevăr. Bună seara! Mulțumesc! Mărturisesc că nu am studii juridice și nici în domeniul teologiei, sunt un simplu medic. Mai întâi vreau să spun că sunt de acord cu domnul Florentin Țuga când a spus că discuția despre cel mai cunoscut și important proces din istorie, procesul lui Iisus, trebuie să fie o notă de subsol. Dar a fost o discuție foarte, foarte interesantă. Aș fi vrut să-l întreb pe domnul Mihai Neamțu. Mai întâi vreau să vă spun că referirea la poporul evreu... Așa? Deci procesul Iisus s-a produs atunci, în timp când era Paștele evresc. În acea perioadă, foarte mulți evrei s-au îndreptat spre Ierusalim. Cam 300.000 de evrei, un număr foarte mare pentru acea perioadă. Deci referirea la poporul evreu ca și gloată, mi se pare puțin peiorativ. Eu n-am zis asta. Nu? Eu n-am zis asta. Deci ceea ce vreau să întreb pe domnul Mihai Neamțu este cine crede că este vinovat de condamnarea lui Iisus. Este Ana, este Caiafa, este Irod Antipa sau este Pilat din Pont? Mai întâi aș vrea să spun că Sinedriul nu a fost, ca să folosesc termeni juridici, înrunit regulamentar. Foarte mulți au lipsit, farisei au lipsit în totalitate, ca și o mare parte din Saduchei. În al doilea rând, acum nu știu, v-am spus că n-am studii, nu cred că dreptul roman s-a aplicat în Iudeea. Eu cred că Sinedriul a trebuit să-l trimită pe Iisus în fața lui Pilat, pentru că doar procuratorul iudeii, pentru că doar Pilat Pontius, ca măsură a puterii romane, avea dreptul să-l condamne la moarte. Deci, asta a fost principalul motiv pentru care l-au trimis în fața lui Pilat. Mulțumim. Mulțumim pentru întrebare și pentru precizări. Foarte rapid, chiar sunt ultimul care se opereze cu noțiunea de culpă colectivă. Chiar cred că mulți dintre dumneavoastră v-ați dat seama, am criticat în această prelegere, în acest dialog, noțiunea de, până la urmă, colectivitate în raport cu ceea ce am celebrat, clar, individualitatea, persoana.
Eu de altfel și cred creștinismul a dat naștere persoanei umane. E și o carte, Inventing the Individual, de Larry Zidentop. Vă recomand, este un istoric britanic de la Oxford, agnostic, care și spune că, deși el nu crede în Dumnezeu, vede în Revoluția creștină și paulină mai ales, în noțiunea de persoană pe care Noul Testament o consolidează, o veritabilă, spuneam, schimbare de paradigmă, inclusiv juridică. Dar nu vreau să facem acum istoria ideilor, vreau să fie clar, nu am spus că ar exista un echivalent între un popor și gloată, am spus doar că cei care erau în fața, pur și simplu, pretoriului, care era inițial un cort, ca să știți, da? Deci Pilat din Pont ar fi putut sta într-un cort, sigur că și-a construit de fapt o mini-cetate, și în fața acelui pretoriu, unii oameni s-au strâns ca o gloată. Nu cred că contează etnia gloatei. Apropo, poate că acolo erau și etnici non-evrei, dar gloata ca și fenomen, și vă sugerez aici analiza lui Kierkegaard asupra gloatei, gloata reprezintă un fenomen social care e recurent în istorie și care de multe ori se substituie judecății la rece, prudente, a minții individuale, care pune în balanță binele și rău, și de aceea Tribunalul Poporului, care a fost o instituție validată de comuniști, reprezintă o amenințare la adresa adevăratei justiții, tocmai pentru că sub presiunea gloatei nu mai există adevăr. Așa s-a întâmplat cu Iuliu Maniu, de pildă, să fie condamnat sub presiunea gloatei, și gloata uneori scria la scânteia, iar cei care scriau la scânteia se numeau Silviu Brucan și, din păcate, trebuie să spunem, și George Călinescu. De aia vreau să deconstruiesc nu un tip de identitate etnică, ci vreau să deconstruiesc colectivismul și colectivitatea ca instanță finală a adevărului. Cât despre cine era vinovat, toți cei pe care ați menționat. Nu cred că există o excepție, și aș include chiar și apostolii, care într-un fel sau altul ne reprezintă pe noi. Vă dați seama ce înseamnă să te întâlnești cu Dumnezeu întrupat și tu, în loc să priveghezi, să tragi un pui de somn? Păi până și, iertați-mă, mă scuzați, sunt un pic anecdotic, dar tinerii care vor să meargă noaptea la o discotecă rezistă până la 3-4 dimineața, nu? Pentru că au un mobil mai degrabă pătimaș, trivial, carnal și foarte specific, concret. Ei reușesc să reziste o noapte întreagă, într-un zgomot destul de asurzitor. Noi, când suntem chemați, aici este o dilemă spirituală, vă întreb pe voi, Florentin și Lavinia, noi când suntem chemați să facem un efort de tip spiritual pentru o cauză mult mai puțin palpabilă, ce dăm? Și cred că de aia trebuie să spunem, ca și Pascal, că agonia din Ghețimani nu s-a încheiat și că Hristos suferă până la sfârșitul veacurilor, iar noi, cu puține sincope, să zic așa, dormim ca și apostolii, într-o nesimțire, răstignindu-l prin statutul pasiv de spectatori. Pentru că nu e necesar să fii ca și soldatul care ia sulița și înfige sulița în trupul lui Hristos. Nu trebuie să faci asta ca să fii pur și simplu părtaș. Uneori, asumând rolul de spectatori, faci la fel de mult rău ca și cei care pur și simplu acționează. E vorba de banalitatea răului despre care Hannah Arendt, nu, a și scris într-o carte faimoasă, și care ne include pe noi ca o mică rotiță într-un mecanism. Și noi ridicăm din numeri și spunem, ce vroiai să fac? Eram și eu un biet om, eram și eu un birocrat, mutam și eu hârtiile dintr-un loc într-altul. Așa că așa aș vedea eu răspunsul la întrebare, dar mai era aici o întrebare, vă rog, în mijloc, dumneavoastră, domnișoară. Aș avea două întrebări, sunt amândouă drăguțe, dacă mă lăsați, le pun pe amândouă. Unu, eu când știu că mi se pregătește o petrecere, aș putea să fiu surprinsă, chiar dacă știu. Ați spus, Dumnezeu știa că va fi vândut, omorât, va învia. Are Dumnezeu abilitatea de a fi surprins? Unu. Și doi, procesul acesta, penal evreiesc și juridic roman, mi se pare foarte captivant. Și aș întreba, poate un condamnat să fie și judecător? Dacă nu, cine este judecătorul? Mie îmi place să iau ad literam. Știu că slova ucide, dar cine este judecătorul în acest proces? Mulțumesc! Cine e judecătorul? Mulțumim! Probabil că prima întrebare se referă la problema pe care a întemat-o Florentin, predestinare și alegere. Ce facem cu circumstanțele care vin în viața noastră? Sunt evenimente care nu depind de noi.
Și acolo, importantă este atitudinea noastră. Cum mă raportez eu la circunstanța aceea? Dacă vine un proces, dacă e o influență, dacă am convingerea intimă că soluția ar trebui să fie altă, da? E alegere. S-a întâmplat să fiu judecătorul, deși știm că sunt și situații diferite, da? Cauzele nu sunt chiar stabilite aleatoriu, s-a demonstrat deja în procese judecate la noi în țară. Dar ce cred eu? Cred că în circunstanțe contează atitudinea. Și atitudinea este rezultatul convingerilor noastre, al principiilor noastre după care ne ghidăm. Iar a doua chestiune, a doua întrebare este esențială în acest proces. Pentru că observăm tot felul de substituții. Dreptul iudaic, legea mozaică, este substituită cu dreptul roman. Dreptul roman cu legea mozaică, atunci când Pilat, după ce dă verdictul, spune: voi aveți privilegiul pascal. Privilegiul pascal să dau drumul unui condamnat. Deci, prima substituire, dreptul. A doua substituire, persoana. Este substituit un vinovat cu un nevinovat. Și a treia substituție, se pare că este aceasta. Dumnezeu se confruntă cu judecătorul pământean. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, judecător, în fața unui judecător pământean. Întrebarea este foarte interesantă și aici vedem că se confruntă cele două împărății. Împărăția lui Dumnezeu și împărăția aceasta pământească. Așa că răspunsul la întrebare, cine pe cine judecă, judecă un vinovat, un păcătos, îl judecă pe un nevinovat? Poate omul să-i facă dreptate lui Dumnezeu? Te uitai la mine ca și cum aș avea răspunsul. Doar două precizări în completarea celor zise de la mine. În primul rând, procesul lui Iisus este și, printre alte multe fațete sub care poate fi privit, și o confirmare a îndemnului cristic: nu judeca pentru că vei fi judecat. În al doilea rând, revenind la întrebarea dumneavoastră, personal cred că în acest proces ne oferă posibilitatea să vedem cum Iisus nu e apărat de nimeni. Absolut nimeni. Și revin și la întrebarea dumneavoastră. Cine e vinovat? O întorc întrebarea. Cine l-a apărat? Nimeni. Au fost doar două circumstanțe în care noi am văzut doar două firave încercări de apărare a lui Iisus. Într-o ordine cronologică, intrarea lui Ioan și a lui Petru în curtea casei, sau cum se cheamă, vilei de protocol a lui Caiafa, în încercarea foarte palidă de a veni cu o mărturie, încercare finalizată, practic, cu lepădarea lui Petru. Și doi, al doilea firav moment, când Pilat a zis: el e nevinovat. Astea două au fost singurele momente când Iisus a avut pe cineva cumva de partea lui. În rest, și arhierei, și farisei, și judecătorii religioși, și judecătorii seculari, și au fost împotriva lui. Și, într-un final, mulțime. Și în Noul Testament, din Noul Testament, aflăm că, la judecata noastră, Iisus Hristos va fi apărătorul nostru. Iată iertarea. Bine, acuzătorul e diavolul, nu? Da, și... Da, și avem, apropo de Satana, două momente consemnate în Biblie când Satana intră în Petru, atunci când Petru îi spune lui Iisus: Doamne, nu vorbi prostii, cum te duci tu să mori acolo, pentru ce să mori la Ierusalim? Nu-l crede. Dar spune că, îi spune Iisus: nu tu ai spus asta, Satana, da? Sau înapoi a mea, Satan. Și apoi vedem pe Satana în Iuda, apropo de ispite.
Ei, aici poate să fie o problemă, bine, bine, cât suntem de vulnerabili. Și putem să dăm întotdeauna vina pe Satana? Și cum funcționează liberul arbitru atunci când discernământul nostru este abolit, apropo de moartea lui Iuda, care s-a sinucis, dar nu știm, cauza a fost o depresie. Iuda nu s-a iertat pe el însuși, vă dați seama, conștiința l-a acuzat atât de tare, încât el, deși... O depresie? Cruntă trebuie să fi fost, totuși. Nu știm, atunci când ai un conflict interior puternic, da, e o depresie. Și nici nu credea, probabil nu credea în iertarea despre care propovăduia Iisus. Nu credea. Dacă ar fi crezut în iertare, Iuda și-ar fi dat lui însuși o șansă și probabil că ar fi fost reabilitat, eu cred că Hristos l-ar fi iertat. Mai e ceva de spus, diavolul te numește pe tine după faptele tale rele, în timp ce Hristos te cheamă după nume. Cum știm asta? Maria Magdalena era o femeie probabil cu, nu știu, o reputație îndoielnică. Unii spun, tradiția medievală spune că Maria Magdalena a fost cea din care a scos 7 dragi. Ea este prima care îl întâmpină pe ceea ce ea credea că ar fi grădinarul, nu? Și zice, rabuni. Și el îi răspunde, Iisus, Maria. Nu-i spune, mă iertați că sunt foarte direct, nu-i spune curvă, nu-i spune femeie ușoară, nu-i spune după fapte, îi spune după nume. Ceea ce înseamnă că numele este mult mai mult decât fără de legile pe care poate le-ai săvârșit ca om căzut. Creștinismul nu este despre restaurare. Creștinismul este despre cum persoana bate, îmi vine să spun, registrul ăsta finit al acțiunii, sigur, chiar și eronate. Și întâlnirea personală a omului cu Dumnezeu, Dumnezeu cu omul, omul cu Dumnezeu. Și apropo de femei, este o premieră în Noul Testament. Este singura persoană de sex feminin, da? Căreia Iisus Hristos îi recunoaște, îi spune cine este. La întâlnirea cu femeia samariteană, acea femeie de care vă spuneam, o femeie păcătoasă, care nu ieșea în oraș decât în timpul arșiței la vreo 50 de grade să nu fie supusă propriului public, așa era de necurată, Iisus Hristos se întâlnește la fântână cu ea, un dialog filozofic, teologic, de o profunzime impresionantă și la un moment dat îi se dezvăluie, deci dezvăluie identitatea. Deci după ce îi acordă iertare, o restaurează, îi spune cine este Mesia. Iată, până la urmă, apropierea lui Iisus de persoanele acestea păcătoase pe care le-am considerat la marginea societății. Nu, dar și tâlharul, pentru că mie îmi place, fac aceste conferințe prin țară și mai pun aceste întrebări, mai ales celor tineri. Câți dintre noastre ați întâlnit în ultimele 2 săptămâni un tâlhar? Le mai și spun povestea asta despre Dostoevski, care a ajuns în Siberia și care a vorbit cu ocnașii. Păi, în general, ocnașii ce făceau? Nu? Violau? Nu? Foarte des, tâlhăreau și poate chiar ucideau. Eu am avut probleme, o să mă vulnerabilizez, Florentin. Tu știi că eu vorbesc cu intelectuali rafinați, cu oameni foarte, foarte deștepți și am făcut o gafă pentru unii dintre prietenii mei. Acum vreo câțiva ani, hai să vă zic direct, eram la televiziunea B1 TV în 2012 când Gigi Becali a fost condamnat. El m-a admirat, mi-a spus mai târziu asta. Nu știu de ce, poate pentru că am recitat Ridică-te Gheorghe, Ridică-te Ioane, și tot îi spunea lucruri frumoase soției lui despre mine. Și la întrebarea, domnule Neamțu, cum comentați condamnarea lui Gigi Becali, eu care eram un înfumurat și jumătate mai tare atunci decât astăzi, am spus, sigur, iată, justiția are dreptate, iată fariseismul unor lideri religioși, în fine, am dat cu el de pământ. Omul a ajuns la temniță, nu știu, prin zona, iertați-mă, Dobrogea, nu mai știu, aproape de Constanța. Și din închisoare mă sună. Domnul Neamțu, sunt Gigi Becali. Bună ziua, domnule Becali. Nu vreau să vă spun decât atât, zice. V-am respectat și v-am apreciat, dar n-am înțeles de ce ați dat în mine când instanța deja spunea că trebuie să fac pușcărie. Ați câștigat ceva din asta? Păi zic, domnul Becali, știți, eu eram cu gașca anticorupție, trebuia să lovesc în toți cei care luaseră bani. Și pe mine m-a marcat această discuție. Vă spun sincer, vreo 3 ani de zile n-am mai vorbit cu el, vă dați seama, n-am mai vorbit cu el. Și am văzut după aia că nu, apărea tot timpul, vorbea despre Hristos. Și am spus, într-o zi, Hristos a înviat, nu știu, era Paștele, cred că în 2019. Și dacă vreți, haideți să vorbim. Și a zis, te aștept la mine când vrei. Și am zis, ați acceptat și un dialog? Și a zis, da,
cu siguranță, un dialog despre credință, despre ce vrei tu. Am făcut dialogul, s-a filmat, s-a înregistrat, s-a distribuit, 150.000 de vizualizări, telefoane de la prieteni. Pă, Mihai, cum poți să faci, mă, tu om cu școli la King's College, dialoguri cu un cioban? Păi zic, da, mă, dar e un cioban pocăit. A, mă, lasă-mă, și tu crezi chestiile astea cu religia? Tu mă zic, eu cred că e sincer. Și atunci mi-am dat seama cum suntem noi oamenii, știți? Cum punem noi etichete pe un om? Uitând că borcanele nu sunt ca persoanele, nu? Pe un borcan poți să scrii gutuie și primăvara după ce toamna ai pus eticheta să te aștepți să fie înăuntru tot gutuie. Dar omul e altceva, e o taină, e un mister. Poate toamna l-ai văzut într-un fel și primăvara, trecând prin lacrimile lui Petru, e altul. Tu vrei să fie cum zici tu, dar poate el în sufletul său e cu totul diferit. Și simpla, atenție, proximitate, simpla învecinare. Cum tu să stai de vorbă cu un cioban? Te condamnă, știți? Asta pe mine mă uimește în societatea actuală, cât de mult judecăm oamenii după învecinările, proximitățile, mai mult sau mai puțin suspecte. Și tu nu ești străin de această poveste. Ați avut un om important în firma de avocatură, a fost condamnat, te-ai implicat foarte tare să-l salvezi, ai reușit să-l salvezi, nu doar tu, cu echipă, și adesea ești judecat pentru că faci lucrurile astea. Ți se pare că e așa? N-am decât să te aprob și să te aplaud pentru ce ai spus și pentru felul în care ți-ai ispășit aroganța. Mulțumesc foarte mult. M-a rugat fiica mea că vrea să pună o întrebare și nu putem să o refuzăm și o să am și o întrebare imediat. Mulțumesc. Aș avea o întrebare despre Pilat. A vrut el cu adevărat să-l judece plâng, deoarece este unul dintre puținele persoane în care în acest proces a ținut cu el, măcar la început. A vrut el cu adevărat să-l judece corect, să-l ajute? Cea doua întrebare avem încă. Iar întrebarea mea vine într-un fel în completare. Perspectiva teologică, cu toții o cunoaștem, mai ales că intrăm acum în Săptămâna Mare. Eu aș vrea să mă duc în logica politică, în logica puterii. Și vin cu această întrebare pentru că s-a vorbit de sistem și antisistem. Sistemele juridice sau istoria, sistemul juridic a fost înscris întotdeauna de învingători. Sistemul juridic, uneori judecățile au fost folosite de cel puternic pentru a-și atinge scopul. Aș vrea să merg în zona în care justiția înseamnă a se face dreptate. Dreptate. Și întrebarea pentru dumneavoastră este următoarea. Dacă ați fi fost Pilat și ați fi avut conștiința puterii legată cu responsabilitate. Și exact cum a spus domnul Țuca, procesul a fost unul corect. Ați fi văzut că procedura conduce către condamnare. Nu ați fi intrat în zona teologică, poate n-ați fi înțeles foarte bine ce vor iudeii, dar e vorba aici de a se face dreptate. Ca judecător, ați fi aplicat litera legii și ați fi condamnat un neprihănit? Sau ați fi încălcat, oarecum, nuanțat litera legii, ați fi eschivat un pic? Și ați fi făcut dreptate așa cum spune logica și morala. Mulțumesc. Aș putea să răspund la întrebarea despre Pilat. Pilat, până la urmă, a cedat un șantaj. N-am ajuns să spunem acest episod, când mulțimea Sinedriului, nemulțumită de verdictul lui Pilat, întorc foaia și spun lui Pilat, dacă nu-l condamnă pe acesta, te vom bâră Cezarul, dintr-o dată devin prieten cu Cezarul, da? Te vom bâră Cezarul. Nu mai ești prieten cu Cezarul, adică devine inamic. În acel moment, de fapt, Pilat, care încerca să de nu știu câte ori,
să le libereze pe Iisus. El a încercat o negociere chiar cu mulțimea și a spus, dar totuși, nu vreți să le liberez pe regele vostru, pe împăratul vostru. Deci, Pilat, eu cred că a vrut să-l ajute pe Iisus, dar vulnerabil fiind, de teamă să nu-și pierdă poziția și cu un an înainte un bun prieten, Sejan, un alt prefect al unei provincii fusese executat de Tiberius, probabil că oamenii nu știu că în vremea lui Tiberius aveau loc execuții pe bandă rulantă, dosare construite pe baza delațiunii, erau mulțime de delatori, o adevărată rețea, da? Deci Pilat cedează șantajului Sinedriului și în acel moment, practic, se întâmplă să ajungă să-l supună judecății. Până la urmă s-a întâmplat. L-a supus judecății mulțimii, care a cerut eliberarea lui Baraba și condamnarea lui Iisus. De fapt, ei nu își doreau ca un alt tâlhar să fie eliberat. Ei voiau ca prin eliberarea lui Baraba să rămână condamnat Iisus Hristos. Dar credeți că nu este nicio vină să cedești șantajului? Dacă se produceau marcul urări și armata română era de pași și se produceau, urau mult mai mulți de dacă nu ceda... Vedeți, țărul ispășitor. Găsim. Mihai Popescu, vă rog, din primul rând, am avut o mână ridicată. Până Mihai, până numai o secundă, că suntem datori cu partea a doua întrebării și iau eu microfonul ca jurist îndrăgostit de materia primă a profesiei mele, fost îndrăgostit de materia primă a profesiei mele și când spun fost, am în vedere în special taman frumusețea dreptului roman, care a stat la baza codificărilor civile napoleoniene și ulterior ale codificărilor civile românești. Și da, sunt un fost îndrăgostit, actualmente foarte dezamăgit de felul în care se scrie și istoria și implicit și dreptul. Și sunt mai degrabă astăzi un jurist rușinat. Cam atât. Mihai Popescu? O întrebare simplistă în raport cu celelalte. Îmi cer scuze că la început, dar vreau să vă întreb de ce numele lui Pilat apare în crez? Adică în crezul este chintesența creștinismului. Adică în 2000 de ani tot ce creștinismul poate fi exprimat într-un singur paragraf, să zicem, într-o pagină de carte. Cu toate astea, acolo apare numele Pilat. Tocmai pentru că, mulțumesc mult, Mihai, mi-a dat doctorat în crezul de la Nicea, de-aia am smuls imediat. Am smuls imediat microfonul. Da, nu, și țintită, într-un fel. Creștinismul este o religie istorică. Foarte multă lume crede că Hristos nici măcar n-a existat. E un fel de personaj inventat. Nu vreau să fiu polemic, taman acum când trebuie să ne iertăm unii pe alții, dar știți, sunt filozofi care ne spun, Iisus al meu, cum gândește Dumnezeu? Subtitlul e puțină teologie, trebuie să fie foarte puțină teologie. Dar, vedeți, dacă vin filozofii și spun că Hristos nici măcar n-a existat, uneori apologeții și evanghelistul Luca a fost un fel de apologet, fixează în cronologia asta a Imperiului Roman, momentul în care s-a făcut recensământul, momentul în care a fost răstignit Hristos. De ce? Pentru că aceste fapte trebuie să foarte clar documentate, ele sunt fapte incontestabile și chiar vorbeam cu un specialist în studii biblice, îmi spunea, domnule, dacă ar fi să fim sceptici, ar trebui să avem mai multe îndoieli cu privire la banchetul lui Platon, manuscrisele lui Platon datează din secolul 10, în timp ce manuscrisele Noului Testament, unele dintre ele, duc spre secolul 2. Sunt foarte proaspete în memoria comunității aceste fapte. Gândiți-vă că Hristos moare în, să zicem, 33. E o discuție și asta, da? Deja avem primele evanghelii, sursa, probabil pentru Marcu a fost, Digvele, cum spunem ții, a fost o relatare
unor martori oculari despre Hristos, care circulase între anul 33 și anul 42. Probabil prima Evanghelie a fost scrisă la 10 ani. Păi iertați-mă, acum suntem suficient de mulți oameni în sala asta să spunem că dacă ne strângem 10 inși și vrem să relatăm faptele de la Revoluția din decembrie 89, mai ales că l-avem și pe domnul Carteanu, mi s-a spus în sală, îl salutăm, s-ar putea să reușim, fără mari dificultăți, să spunem ce s-a întâmplat acum 30 de ani, dar aminte acum 10 ani. Deci, Evangheliile sunt credibile. Ele sunt surse, izvoare credibile. Și istoricii trebuie să spună și spun, se pare toți astăzi, că Hristos a existat. Unde apare ruptura este la învierea lui Hristos. Acolo îți trebuie un act de credință să admiți că mormântul pe care femeile mironosițe l-au vizitat cu acele uleiuri esențiale, cu acele, până la urmă, unde lemnuri, acel mormânt a fost gol. Acolo trebuie un salt de credință. Dar ceea ce iarăși este uluitor în creștinism este că relatarea în sine e făcută punând greutatea mărturisirii pe niște femei. Ori în dreptul roman, și aici sunt un pic redundant cu unii dintre dumneavoastră, știți deja, în dreptul roman doar bărbații aveau voie să depună mărturie. Avem și formula testimonium. Mă iertați, trebuie să o spunem, nu? Testes, da? Testimonium. Pui mâna pe sursa vieții. Tu te juri pe ceea ce e mai sfânt, nu? Bărbații știu că, până la urmă, dacă vrei să dai viață, nu? Nu faci decât un lucru, nu? Nu faci vasectomie, ca să zic așa, ci mai degrabă mărturie. Și mărturisirea se făcea în, inclusiv, tribunale cu bărbatul care punea mâna și spunea, jur că am văzut. Ei bine, femeile sunt cele care vin cu o mărturie. Și aici este uluitor, creștinismul dă greutate mai mult femeilor decât bărbaților, dar crezul de la Nicea, care a fost scris în 325, include această referință la Pilat din Pont, pentru că cei care erau oameni educați, și apropo, toți cei care s-au strâns la Nicea erau oameni foarte educați, și Constantin cel Mare, care i-a rugat pe episcopii de la Nicea să scrie crezul, era un om, el însuși foarte educat, aveau nevoie de repere istorice. Aș vrea să completez, nu știu dacă nu cumva procesul lui Hristos ne demonstrează eșecul statului de drept. Vorbim de stat de drept pe baza dreptului roman, unde aveam regulă, da. Poate să fie asta o discuție legată de cea de-a doua întrebare. Iar referitor la întrebarea dumneavoastră, ne-am dorit foarte tare în sistemul nostru de drept ca hotărârile judecătorești să fie publicate cu numele judecătorilor. Este foarte important să vezi cine judecă destinul unei persoane. Să știm judecătorul X sau Y, nu să fie anonimizat. Doar o singură completare. Când spuneam că am fost îndrăgostit de dreptul roman, am fost îndrăgostit nu pentru că, potrivit dreptului roman, doar bărbații aveau dreptul de a depune mărturie. Nu. Ci pentru matematica pe care dreptul roman a transpus-o în reguli juridice. Bună seara! În primul rând vă mulțumesc personal, dar cred că toți sunt în asentimentul meu pentru această conferință. Dar aș vrea totuși să revenim la procedură. Ca fapt divers, sunt jurist și teolog de formație. Pe procedură se pune problema din ordinul cui a fost arestat, condamnat și executat. Lucrurile sunt clare în privința aceasta, pentru că au fost martori mincinoși și nu au fost probe suficiente. Iar continuând acest aspect, se pare totuși, din punctul meu de vedere, că Claudia ar fi fost singurul avocat al lui Hristos, din punctul meu de vedere. Pe parte de excepție, cum spunea doamna Lavinia, chiar Hristos spune la un moment dat că cei care mă dau în mâine tale au un mai mare păcat. Dar aici totuși este vorba de procedură. Cine l-a arestat, cine l-a condamnat, cine l-a executat, având în vedere divergențele pe lege. Pe legea romană și pe legea mozaică. Ok, mulțumim pentru întrebare, dar
pentru că timpul este înaintat, aș vrea să mai luăm două întrebări din față, până vine Nemia și pregătește probabil răspunsul Lavinia. Văd multe întrebări și va trebui să acceptați ca să ne oprim cu întrebările acestea la maxim. Ia ridicați, cine vrea să pună întrebare? Mulți. Va trebui să luăm încă, Nemia, încă patru întrebări cu prioritate cei din primul rând, mă scuzați, și apoi de la mijloc. Haideți să vedem aici o întrebare în față. Mă gândeam la o întrebare să vă adresez. Sunt pasionat de domeniul juridic. De domeniul juridic sunt pasionat. Întrebarea este, am auzit că nu vi s-a adresat această întrebare, dar m-am gândit la o întrebare pentru care nu a fost pusă în discuție. Din punct de vedere juridic, biciuirea Domnului Iisus, cum ați încadrat-o? Biciuirea? Da. Okay. Mulțumesc. Mulțumesc. Încă o întrebare și apoi dăm răspunsuri. Vă rog. Doamnă, aici în rândul 3, vă văd eu. Puteți să puneți întrebarea fără microfon, dacă vreți să câștigăm. Pedeapsa care ar fi trebuit să se aplice în cazul unui om care e acuzat de blasfemie, ar fi trebuit să fie uciderea cu pietre, după legea mozaică. De ce nu s-a recurs la această... De ce nu s-a recurs la această măsură în cazul lui Iisus Hristos? Și mai am o întrebare, dacă nu... Știm că Iisus a fost arestat fără mandat de arestare și în timpul nopții. Întrebarea mea, după cum știm după legea mozaică, în timpul nopții nu aveai voie să arestezi, cel puțin nu puteai recurge la astfel de măsuri. Stă un argument în picioare al celor care cred că este licită, să spunem, luarea acestei măsuri și anume arestul, mandatul de arestare, și anume că s-a luat tocmai pentru că a fost o infracțiune flagrantă. Iar întrebarea mea ar fi, dacă ar fi fost o infracțiune flagrantă, nu ar fi trebuit să ca Iisus Hristos să săvârșească în momentul acela fapta infracțiune? Și ultima întrebare, dar cred că mai mult afirmație, este că eu cred că suntem într-un continuu proces, dar nu vreau să intru în polemici sau să spun ceva ce nu ar trebui, însă cred că dacă Iisus Hristos a pledat pentru noi cât a fost pe pământ, eu cred că la judecata finală va lua roba de judecător și ne va judeca după dosarele pe care le țin. Cam atât. Mie mi-ar fi rușine, deci ce ar fi acolo în dosarele alea, mie mi-ar fi rușine. Bun, vă rog. O să încep cu ultimele întrebări. Spuneam de o substituție. Se tot substituie proceduri, oameni, da? Persoane. Într-adevăr, aici este o problemă. Da? Ce s-a întâmplat dacă s-a aplicat dreptul roman, s-a aplicat până la capăt? Am văzut că, conform dreptului roman, Pilat l-a declarat nevinovat. Ulterior, Pilat o întoarce și spune, aplic privilegiul pascal, dar, de vreme ce s-a ajuns la crucificare, la răstignire, înseamnă că el a aplicat totuși dreptul roman. Răstignirea era pedeapsă, da, crucificarea era pedeapsă prevăzută în dreptul roman. Cu privire la biciuire, cu privire la infracțiunea flagrantă. Așa cum a spus Florentin, atunci când când Iisus a dialogat cu scurtul dialog, da, sau scurtele lui răspunsuri în fața Sinedriului, a spus, pe bine, da, tot ce am făcut eu, am făcut la vedere. El a făcut de mult lucrarea lui, așa cum am spus, a început după ispitirea din deșert. Un subiect extrem de interesant, misterios, acele ispite ale lui Iisus. De atunci a început lucrarea lui și știm că pentru lucrarea lui de vreo 3 ani de zile, așa are rezultat din Scripturi, da? El a fost judecat, deci nu avea cum să fie o infracțiune flagrantă, era continuă. În ceea ce privește biciuirea, eu am văzut două episoade de agresivitate. Unul pe care l-a amintit și Florentin, atunci când este în fața Sinedriului și Iisus este lovit,
Și doi, când Pilat, după ce dă verdictul, după ce îl judecă, da, și îl condamnă sub presiunea mulțimilor și cedând șantajului, pune să fie biciuit. Îl vedem aici pe Pilat foarte agresiv, foarte crud. De altfel, cronicarii vremii îl descriu pe Pilat un om foarte crud. Mai mult decât atât, după biciuire urmează acea umilință la care tot Pilat îl expune. Deci este o suferință fizică, psihică, emoțională. Pilat a fost extrem de crud cu Iisus imediat după ce a fost prădat mulțimii. N-aș putea să spun aici unde încadrăm biciuirea pe care a dispus-o Pilat de data aceasta. Eu simt că trebuie să ne apropiem de final și Florentin, ai poate ultima, penultima intervenție și apoi, ok, mai sunt întrebări, două întrebări aici, vă rog. Sigur că da, mă voi prezenta foarte succint, sunt foarte încântat să fiu alături de asta în această seară și e un suflu tineresc pe care l-am simțit și este extraordinar și alături de tine, Mihai, pe care te apreciez la modul superlativ și sunt un bun susținător al tău și știu că îți face bine să auzi asemenea lucruri. Să sărim, n-am zis să adaugă. Scuze, într-o paranteză fiind spus, să știți că nu este deloc ușor să fii arogant. Deloc, pentru că în spatele aroganței se ascunde o cauză, o coloană vertebrală și niște principii pe care Mihai le apără și sunt convins de acest lucru și este un suflet extrem de rănit și care a fost ținta multor atacuri de-a lungul vremii. Dar trecem peste asta și de asta sper că această adunare să o simți ca o susținere în paralel sau un accesoriu vorbind la cauza ta și ceea ce reprezinți tu. Este o serată gratuită, ceea ce la fel este cu totul și cu totul extraordinar. Întrebarea mea este o întrebare care este, cred, nu controversată, foarte controversată. Eu încerc scuze că deschid acest subiect, dar aș vrea să aflu părerea ta, Mihai, că știu că ai făcut studii de teologie sau altor persoane care au studiat în domeniul teologic și se referă la gnoză și gnosticism. Gnoză. Pentru că părerea mea, am și eu câteva lecturi în acest sens, părerea mea este că dincolo de mesajul, de procesul lui Iisus, la care asistăm, pe care discutăm și este extraordinar că ne purtăm atenția asupra acestor gen de idei și fapte, este deosebit, mai ales în această perioadă pascală. Însă părerea mea este că Iisus Hristos, dincolo de mesajul iubirii, al iertării, al compasiunii, al comuniunii, sunt convins și asta știu din anumite convingeri, pot spune, că există și un mesaj gnostic al lui Iisus Hristos și că ar fi foarte, foarte încântat, măcar să amintim despre el și poate menționăm și motivul, consider nedrept, pentru care Biserica, Conciliul de la Nicea de la 325, era noastră, că se știe, a proscris gnosticismul în care cred că Iisus Hristos a crezut foarte, foarte mult și și-ar fi dorit ca mesajul gnostic să ajungă la mințile și sufletele fiecăruia dintre noi care am putea căpăta prin aceste taine și secrete ezoterice, gnostice, un caracter personal, universal și o deschidere către cer, poate fără implicare atât de directă a bisericii. Mulțumim. Mulți să știți că sunt și preoți în sală. Nu știu dacă primesc iertarea dacă apăr gnosticismul. Grigore Gartianu, ultima întrebare și apoi încercăm să facem un rezumat la toate aceste provocări. Vă dați seama, eu mi-au timp să mă gândesc, de-aia am dat microfonul lui Grigore. Mulțumesc, de acord. Bună seara, sunt onorat să pun la final această întrebare. Seara a fost excelentă, vă spun din acum, adică noi suntem în principiu oameni ocupați, dar astea sunt două ore câștigate, nu două ore pierdute, mă cert. Distribuția foarte bună, surprize mari din sală. Dacă cineva ar face o cronică la superlativ. Apropo de aroganță, să știți că există aroganța doctorului care a studiat și aroganța doctorilor care au plagiat. A studiat Mihai Neamțu care e pe scenă, au plagiat, știți că sunt foarte mulți. Întrebarea vreau să vă pun. Una grea, care e cumva sfârșitoare pentru sufletele noastre.
Ne uităm cu toții de, din 90 încoace, până atunci n-am prea avut ocazia, ne uităm la tot felul de filme, citim cărți, recitim Evanghelia. Și mereu și mereu îl vedem pe Iisus în filme, unele mai, să spunem, mai cu minte, altele mai dure, cu sânge mult, îl vedem suferind, pătimind și suntem alături de El pe drumul Golgotei, la fiecare bici, la fiecare suspin, parcă am vrea să fim acolo în film, să-L ajutăm, să-L salvăm, să dăm înapoi mersul, de la jumătatea dealului să-L coborâm, opriți de bunia asta. Am vrea să facem asta. Suntem solidari cu Hristos. Și cu toate astea vă întreb. Vă pare rău că lucrurile s-au întâmplat? Cum s-au întâmplat? Vă întreb pe toți trei. Și vă mai dau una, vă dau o altă perspectivă. Dacă nu se întâmplă așa, și dacă Iuda nu trăda, și dacă nu toate celelalte lucruri, și dacă Pilat, și dacă Ana, și dacă... Mă rog, aia fac. Deci și în Sinedriul. Dacă undeva filmul ăsta se rupea și Iisus nu era crucificat, n-ar mai fi existat creștinismul, religia care a modelat și a civilizat lumea. Și atunci mă întreb, vă mai pare rău că lucrurile s-au întâmplat cum s-au întâmplat? Teologul din stânga mea îmi întinde mie microfonul. Este complet nedrept. Este un gest cu adevărat foarte arogant. Vrea să-și mai câștige timp de gândire. Eu voi închide zisele mele cu două povestioare. Și poate și cu un încercare de răspuns la întrebarea dumneavoastră. Prima povestioară este legată de întrebarea dumneavoastră referitoare la gnosticism. E o povestioară autentică, care s-a întâmplat taman ieri dimineață, pe la 11:30, aflat într-o dezbatere în care nu-mi găseam locul, că era teologică, ori eu nu sunt teolog. Și zic, trebuie să-mi caut un sprijin. Mă întrebam, hindusul, ori budistul, ori păgânul, cum ar putea să fie salvat câtă vreme eu spun că doar Iisus este calea, adevărul și viața? Și doar în Iisus stă salvarea. Și pentru că răspunsurile mele erau cumva aproximative, navigam ca un nespecialist printre ele, zic că îl sunt pe Mihai. Și Mihai poate să fie chezaș, că așa au stat lucrurile. Mihai, dă-mi tu răspunsul. Și Mihai a venit în sprijinul meu cu un răspuns extraordinar pe care o să-l las pe... A doua mică povestioară e motivată de întrebarea dumneavoastră și de suferința lui Iisus. Și reconfirm rezervele mele cât privește abordarea contrafactuală. Ce ar fi fost dacă nu? Dar sunt absolut de acord că n-am fi avut mântuirea și creștinismul care ne duce într-acolo. Dar folosesc prilejul pentru povestioară care și asta este autentică, n-am din păcate niciun chezaș alături. Cu ceva vreme în urmă, în situația de a boteza un copil și la o biserică importantă, cunoscută, foarte cunoscută din București, evident nu-i dau numele, nici bisericii și nici preotului care oficia slujba, m-am prezentat foarte disciplinat și potrivit cutumei și regulilor, trebuia să dăruiesc finului meu o icoană. Și icoana pe care o alesesem, beneficind și de ajutorul unui foarte bun specialist și unui celebru pictor, era o icoană rusească, excepțională, înfățișând un Iisus care avea o privire foarte, foarte senină. Și pentru că nu am recurs la obiceiul locului de a cumpăra icoana din interiorul bisericii în cauză, am fost sancționat de însuși preotul, care în timpul slujbei m-a atenționat și a zis,
sau după slujbă, evident, după slujbă, spunându-mi, domnul Nașu, ia uitați-vă puțin în jur. Vedeți pe undeva un Iisus surâzător ca în icoana dumneavoastră? M-am simțit extraordinar de rău, nu pentru că nu avea dreptate, că n-am putut, nu era contextul, de a intra eu însumi, curaj aveam să intru într-o dispută teologică și să zic că Iisus a fost nu doar un om care a suferit pentru ceea ce e adevărat, pentru mântuirea noastră, ci a venit să ne impună și să ne arate seninătatea privirii și logica iubirii. Așa este, foarte frumos, și eu mi-l imaginez pe Iisus fiind surâzător, mai ales la întâlnirea cu copiii. Iisus, cu siguranță, a avut acest surâs al celui care a spus la final, bucurați-vă. Ăsta este mesajul învierii, bucurați-vă. Cât despre taine, și aș vrea să accept această provocare, o să vă scriu în privat, care ar fi pentru mine bibliografia subiectului, că realmente m-a pasionat cândva. Este un savant de la Ierusalim care a scris mult despre creștinismul esoteric, dar istoric, științific, și asta îmi place. E vorba de un mesaj cu care cred că toți am fi de acord. Dincolo de ceea ce găsim în cartea cărților, cartea citită, într-un fel sau altul, de noi pentru ca să fim cât de cât competenți în fața dumneavoastră, unii dintre marii părinți ai bisericii au spus că există și o cunoaștere care vine prin descoperire. Iar în momentul în care Hristos e pe cruce și privește către cei care l-au însoțit, mama sa, firește, Maria, Fecioara Maria, și apoi celelalte Marii, și apoi Ioan, el face un act pe care poate tradiția protestantă nu-l valorizează, dar în spațiul ortodox a fost foarte adânc cercetat. Andrei Scrima este un personaj care v-ar plăcea în zona asta. Ioan primește ceva, nu doar o adopție de către Maria, ci și, atenție, primește Duhul, pentru că atunci când Hristos este răstignit, în grecește ni se spune foarte limpede că își dă Duhul, dar nu doar în sensul în care expiră, moare, ci și predă, adică e un început al unei predanii, predă un Duh Sfânt celui care va scrie cea mai teologică Evanghelie, celui care el însuși i-a revelat, pentru că își punea adesea capul pe pieptul său, tainele cele mai adânci ale Sfintei Treimi și așa mai departe. Apoi cartea Apocalipsei din Patmos, scrisă tot de același evanghelist, revelează taine care alminteri pescarului Petru erau ascunse. Sunt de acord că biserica uneori trece cu vederea peste aceste subiecte delicate care țin de capacitatea unor oameni de a fi beneficiarii, receptorii unei revelații personale și speciale. Iar aici sunt de acord. Tradiția patristică este incontestabilă, de pildă Evagrie Ponticu a scris un întreg tratat gnosticos. Am discutat subiectul în Bufnița din Dărâmături. Nu aș intra foarte bine. Evanghelia după Toma are o mare problemă și, în general, Evanghelia apocrife au o problemă. Ele nu se referă niciodată la acest Hristos răstignit. Partea aceasta de răstignire este escamotată, acolo avem un început de dochetism, o teologie care nu asumă până la capăt consecințele întrupării. Dar vreau doar atât să spun pentru toți cei care ne ascultă în această sală. Sunt de acord și cred că această dimensiune tainică a creștinismului trebuie reevaluată. Nu totul este explicat în Scripturi. Noi nu plecăm din această sală, în această seară, completamente edificați, nu mi-a spus Florentin, dar ce o să strivim corola de minuni prin concepte, prin analize, prin dezbateri? Nu, nici de cum. Vom îmbogăți misterul prin acest dialog. Dumnezeu este o taină, omul însuși este o taină și cred că ăsta e mesajul serii, nu? Există o taină care se lucrează în fiecare clipă, în fiecare zi și noi suntem chemați să aprofundăm această cunoaștere privilegiată. Dar atenție, nu cu aroganța celui care îi disprețuiește pe cei mai simpli. Nu, nici de cum. Ci cu sentimentul unei imense responsabilități. Pentru că dacă mult ți s-a dat, mult ți se va cere. Aș vrea în această seară să ne despărțim încet încet cu gândul că
Până la urmă ne-am făcut unul altuia un bine, am redescoperit comunitatea. Gândiți-vă că aici, în centrul capitalei, ne-am strâns, poate într-o sală în care alminteri sunt, eu știu, spectacole, mai mult sau mai puțin frivole, ne-am strâns să discutăm despre esențial. Ne-am strâns să ne amintim împreună ce ne ține la olaltă această credință. Sunt aici oameni cu probabil o confesiune ortodoxă, confesiuni evanghelice, baptiste, penticostale, poate unii sunt romano-catolici, poate alții sunt greco-catolici. Dar suntem creștini și asta este un imens dar care ni s-a făcut nouă. Darul acesta ar trebui mai des prețuit. Și ar trebui să fim conștienți de faptul că încă în spațiul libertății care ne-a mai fost rezervat sau dat, e cu putință să regizăm asemenea întâlniri. Eu cred că dacă lipsește ceva în această narațiune despre Iisus, este chiar această celebrare a libertății. Eu cred că, de pildă, creștinismul a inventat libertatea de opinie, inclusiv în Constituția Americană, libertatea de expresie, freedom of speech, e atât de sacrosanctă încât Hristos ar fi fost pur și simplu scăpat dacă o curte supremă, pe vremea lui George Washington sau lui Thomas Jefferson, l-ar fi judecat, el ar fi fost scăpat, pentru că există articolul care protejează în sens absolut libertatea de expresie. Hristos cu ce a greșit? Cu niște mărturisiri? Cu niște predici, cum e predica de pe munte? E absurd să condamn un om la moarte pentru frumoasele cuvinte pe care el le-a rostit în cei 3 ani de activitate. Așa că suntem și noi, nu uitați nicio secundă, noi înșine suntem oameni hrăniți cu aceste cuvinte. Și din Scripturi culegem cuvintele bune de mâncat. Hristos se oferă pe sine spre mâncare, actul intim al iubirii, pentru că El spune, nu vă mai chem pe voi slugi, ci prieteni, actul de absolută intimitate, când ai un prieten, este să-l chemi la masă. Și noi suntem la o masă în această seară, cina continuă. Suntem la o masă în care nu mâncăm propriu-zis pâine, ci mâncăm cuvinte. Dar cuvintele pe care noi le rostim adesea în societatea românească nu sunt cuvinte nobile, nu sunt cuvinte înălțătoare, nu sunt cuvinte sfinte, sunt cuvinte de ocară, sunt cuvinte depravate, sunt cuvinte care ne schimonosesc. Ori cuvintele adevărate sunt cuvintele vieții veșnice, sunt cuvintele lui Hristos pe care împreună le-am mâncat, îmi vine să spun, cu recunoștință, cu sentimentul acesta euharistic, într-o seară memorabilă de duminică, astăzi de Florin. Nu uitați, în această seară îl aplaudăm pe Florentin, care își serbează numele. La mulți ani! La mulți ani să ne trăiești, Florentin, pentru că ai o peniță curajoasă. Toate aceste 3 cărți, vă dați seama ce minunată oportunitate. Nu există cadou mai bun decât o carte, nu? V-ați gândit cu toții să faceți un cadou de Paști. Așa că cele 3 cărți au o super promoție, 100 de lei. Mi se pare absolut incredibil, ridicol ce prețuri practicăm în București. Ar fi trebuit să fie mult mai mult, dar asta au vrut colegii de la editură. Așa că aveți posibilitatea să luați cele 3 cărți într-un pachet. Și de asemenea, dacă nu vă place cartea mea, Eros Logos Agape, e scrisă cu sânge, atunci luați o cafea. Și această cafea este, vă spun sincer, cu siguranță un antidot pentru somnolență, pentru conștiința soporifică a apostolilor dezonorați. Încă o dată aplauze pentru cei 2, Lavinia, felicitări! Mulțumesc, Florentin! Mulțumim, Lignum! Vizitați standul celor de la Lignum, excepționali tâmplari, pe urmele lui Iosif din Capernaum. Și noi rămânem în contact cu dumneavoastră, vă rog să vă înscrieți pe site-ul marilecărți.ro, dacă n-ați făcut-o, pentru a primi newslettere pe viitor. Dăm autografe aici pe scenă. Vă dorim sărbători fericite și în anticipație, nu se face, pot să spun, Hristos a înviat. Și apropo de întrebarea domnului Cartian, cred că ar trebui să ne bucurăm, este mesajul paulin, să ne bucurăm că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât l-a dat pe singurul său fiu să moară pentru ca noi să fim salvați, să fim mântuiți. Mulțumesc.